Vicontele de Bragelon, de Alexandre Dumas. Către mijlocul lunii mai, în anul 1660, într-o dimineață pe la ceasurile 9, când razele soarelui, destul de fierbinți, sorbeau roa de pe miscandrele din parcul castelului de la Le Blois, un mic grup de călăreți format din 3 bărbați și 2 pași trecea peste podul de la intrarea în oraș, fără să producă altă tulburare în rândurile celor ce se plimbau pe chei, decât, în primul rând, o mișcare a mâinii spre pălărie în semn de salut, apoi o mișcare a limbii pentru a rosti aceste cuvinte în cea mai curată franțuzească ce se poate vorbi în Franța. Iată-l pe domnul care se reîntoarce de la vânătoare. Atâta tot. Dar în timp ce caii urcau gâfâind panta care ducea de la râu către poarta castelului, o ceată de băieți de prăvălie se lua după cel din urmă cal care ducea, atârnate la oblâcul șei, câteva păsări legate cioc lângă cioc, și văzând aceasta, privitorii își dădură coate, exprimându-și cu ghindușia lor țărănească disprețul față de o pradă atât de neînsemnată. Și, după ce își împrăștiară părerile asupra neajunsurilor vânatului cu șoim doimesticiți, se reîntoarselă la îndeletnicirile lor. Numai unul dintre ei, un flăcău bucălat și totdeauna pus pe șagă, întrebă de ce oare domnul, care ar putea să-și petreacă vremea într-un chip mult mai plăcut, datorită averii lui, se mulțumea cu o distracție atât de măruntă și de sărăcăcioasă. Tu nu știi, îi răspunse unul de-ai lui, că domnul atunci petrece mai bine când i se urăște. Flăcău ceșăgalnic dădu din umeri cu un gest care voia să spună cât se poate de limpede, dacă e așa, atunci mai bine să rămân țăran decât să ajung prinț. Și fiecare își văzu de treburile lui. În acest timp, domnul își continua drumul cu un aer atât de abătut și de marțial totodată, încât ar fi stârnit fără îndoială admirația spectatorilor, dacă ar fi fost cineva care să-l privească. Însă burghezii din Le Blois nu-i puteau ierta domnului că și-a ales tocmai acest orășel atât de vesel în care să se plictisească după voia lui și, de fiecare dată când îl zăreau pe Augustul plictisit, întorceau fețele căscând lung sau își trăgeau repedele capetele de la fereste spre a scăpa de toropeala molipsitoare a acestui chip prelung și gălbejit, cu ochii obosiți și cu o privire veșnic întristată, în așa fel că vrednicul prinț putea fi aproape sigur că va găsi întotdeauna străzile pustii ori de câte ori s-ar fi abătut prin mijlocul lor. Aceasta era însă din partea locuitorilor din Le Blois o condamnabilă lipsă de respect, dat fiindcă domnul trecea după rege și poate chiar înaintea regelui, drept cel mai mare senior al regatului. Într-adevăr, Dumnezeu care îi hărăzise lui Ludovic al XIV-lea, acum pe tron, fericirea de a fi urmașul lui Ludovic al XIII-lea, îi hărăzise domnului onoarea de a fi urmașul lui Henric al IV-lea. Nu era așadar, sau în tot cazul nu putea fi un motiv prea mărunt de mândrie pentru orașul Blois, faptul că aici își alesese reședința Gaston de Orleans, care își avea curtea în vechiul castel al statelor. Dar îi fusese scris acestui mare prinț să nu atragă niciodată atenția poporului sau admirația lui, oriunde s-ar fi întâlnit cu el. Domnul se obișnuise însă cu aceasta și se resemnase. De aici pornea pe semne acea netulburată plictiseală ce se citea întotdeauna pe chipul său. Domnul fusese un om foarte ocupat în viața lui. Nu poți privi cum îi se taie capetele la mai bine de 10 dintre cei mai buni prieteni ai tăi, fără ca aceasta să nu stârnească o anumită indignare. Dar acum, după instalarea domnului de Mazarin în fruntea treburilor țării, nu s-a mai tăiat capul nimănui. Domnul nu mai avea nicio preocupare și lucrul acesta se răsfrângea adânc asupra moralului său. Viața sărmanului prinț era așadar cât se poate de tristă. După scurta vânătoare de dimineață pe malul râului Beuvron, sau în pădurile de la Cheverny, domnul trecea Loara, se ducea să ia prânzul la Chambord, fie că avea sau nu poftă de mâncare, apoi orașul Blois nu mai auzea vorbindu-se până la următoarea vânătoare despre stăpânul și seniorul său. Aceasta în ce privește plictiseala lui, extramuros, cât despre plictiseala din interiorul zidurilor, asupra ei îl vom lămuri pe cititor dacă va avea bunăvoința să urmeze împreună cu noi grupul de călăreți și să urce până la impunătoarea poartă a mărețului castel al statelor. Deci domnul călărea pe un cal măreț, înfodobit cu o șalată de catifea roșie de Flandra, cu scări în formă de conduri. Calul era roib, tunica domnului de catifea cărămizie,
avea aproape aceeași culoare ca și pelerina, ca și echipamentul calului, și numai după această revărsare de stacojiu îl puteai recunoaște pe prinț între cei doi însoțitori ai săi, unul înveșmântat în violet, celălalt în verde. Cel din stânga, îmbrăcat în violet, era scutierul, cel din dreapta, îmbrăcat în verde, era maestrul de vânătoare. Unul dintre pași ducea doi șoimi cocoțați pe o prăjină, celălalt avea un corn de vânătoare, din care începu să sune alene când se apropiară la vreo 20 de pași de castel. Toți cei care îl slujeau pe acest prinț nepăsător își îndeplineau îndatoririle lor cu aceea suverană nepăsare. La sunetul cornului, opaznici care se plimbau în soare prin curtea pătrată, alergară să-și ia halebardele. Și domnul își făcu astfel intrarea solemnă în castel. După ce pătrunsese sub bolta adâncă a porticului, vreo 3-4 pier de vară strecurați pe aleea castelului în urma călăreților, își arătară unuia altuia păsările agățate de oblâc. Apoi se împrăștiară făcând comentarii cu privire la cele văzute. Pe urmă, după ce plecară și aceștia, aleea, terasa de la intrare și curtea rămăseseră pustii. Domnul coborâ din șa fără să scoată o vorbă și trecu în apartamentul său unde valetul de cameră îi schimbă îmbrăcămintea. Apoi, fiindcă doamna nu trimisese încă să întrebe ce dispoziție avea să dea pentru micul dejun, domnul se întinse într-un jilț alungit și a dormit numai decât ca și cum ar fi fost ceasurile 11 seara. Cei 8 paznici, care știau că nu mai aveau nimic de făcut în ziua aceea, se tolăniră și ei pe băncile de piatră la soare, rândașii dispărură cu cai în grajduri și dacă n-ar fi fost cele câteva păsărele sprințare care se fugăreau unele pe altele cu ciripituri ascuțite prin tufele de mixandre, ai fi zis că totul în castel dormea, întocmai ca și domnul. Deodată însă, în mijlocul acestei tăceri atât de îmbietoare, răsună un hohot de râs puternic și cristalin, care îi făcu pe halebardieri, adânciți în somnul lor, să deschidă repede câte un ochi. Hohotul pornise de la o fereastră a castelului, însorită în clipa aceea și care se afla deasupra colțului pe care îl forma în curte, în preajma miezii, umbra hornurilor de pe acoperiș. În micul balcon de fier cizelat, din fața acelei ferestre, surâdea o glastră cu mișunele roșii, o alta cu zambile și una cu un trandafir timpuriu, ale cărui frunze, de un verde încântător, învăluiau mai mulți boboci purpurii ce vesteau ivirea rozelor. În odaia pe care o lumina această fereastră se vedea o masă pătrată, acoperită cu o veche țesătură de harlem, împodobită cu flori mari. În mijlocul acestei mese se afla un vas de smalți cu gâtul lung, în care tânjeau mai multe firișoare de stânjenei și de lăcrămioare. La două din capetele mesei ședea câte o tânără fată. Felul cum ședeau aceste două copile era cu totul ciudat. Ai fi zis că sunt două școlărițe abia scăpate din mănăstire. Una, cu amândouă coatele sprijinite pe masă, cu o pană în mână, așternea slove pe o elegantă foaie de hârtie de Olanda. Cealaltă, stând în genunchi pe scaun, cu pieptul și capul aplecat peste spătar, își întinse până spre mijlocul mesei, se uita la prietena ei cum scrie. Prilej de chicotel, de glume, de hohote, de râs, printre care unul mai puternic decât celălalt, speriase păsărele din tufele de mixandre și tulburase somnul paznicilor din curtea castelului. Și pentru ca prezentarea să fie completă, ni se va ierta, sperăm, descrierea mai pe larg a acestor două personaje. Aceea care stătea aplecată peste spătarul scaunului, adică cea mai veselă și mai gălăgioasă, era o fată frumoasă de 19 sau 20 de ani, oacheșă cu părul negru, fermecătoare, cu ochii scânteitori sub sprâncenele puternic arcuite și mai ales cu dinți care străluceau ca niște perle între buzele roșii ca mărgeanul însângerat. Fiecare gest al ei părea o frântură dintr-un joc bine studiat. Părea că nu trăiește, ci că freamătă la fiecare mișcare. Cealaltă, aceea care scria, o privea pe zburdalnica ei prietenă cu niște ochi albaștri, limpe și senini, cum era cerul din ziua aceea. Părul ei de un blond cenușiu, răsucit cu un gust ales, îi cădea cu bucle mătăsoase pe obrajii ca sideful. Își plimbea pe deasupra hârtie o mână gingașă, a cărei subțirime trăda frageda ei tinerețe. La fiecare chicot al prietenei sale își înălța necăjită parcă umerii albi de o formă poetică și suavă, dar cărora le lipsea acel adaos de vigoare și împlinire pe care
pe care-i fi dorit să-l aibă și brațele și mâinile ei. Montale, Montale, zise în cele din urmă cu o voce dulce și mângâietoare ca un cântec. Râs prea tare, ca un bărbat. Nu numai că atrage atenția domnilor paznici, dar n-ai să auzi nici clopoțelul doamnei atunci când doamna va suna. Tânăra, care răspundea la numele de Montale, fără a-și potoli râsul, zburdălnicia, în ciuda acestei măsuri, răspunse. Louise, tu nu dai glas gândurilor tale, draga mea. Știi foarte bine că domnii paznici, cum le spui tu, abia au pus capul jos și nu i-ai mai trezit nici cu tunul. Știi de asemenea că clopoțelul doamnei se aude tocmai de la podul din Blois și, prin urmare, am să-l aud și eu atunci când doamna mă va chema la dânsa. Ceea ce te supără însă este că râd în timp ce tu scrii, iar ceea ce te sperie este ca nu cumva doamna de Saint-Rémy, mama ta, să vină aici, așa cum face uneori când ne aude râzând prea tare. Se teamă să nu dea peste noi și să nu ne vadă această enormă foaie de hârtie pe care de un sfert de ceas n-ai scris decât două cuvinte. Domnule Raoul! Și ai dreptate, draga mea, Louise, deoarece după aceste două vorbe, domnule Raoul, pot să urmeze și altele mai grăitoare și mai primejdioase pe care doamna de Saint-Rémy, scumpa ta mamă, ar fi îndreptățită să le arunce în flăcări. Nu-i așa? Hai, spune. Și Montale își înteți râsetele și glumele ironice. Blonda fecioară se încruntă deodată, rupse foaia albă pe care într-adevăr erau așternute cu un scris foarte frumos cuvintele domnule Raoul și, mototolind hârtia între degetele tremurânde, o aruncă pe fereastră. Oh, făcu domnișoara de Montale. Iată că mica noastră mielușă, îngerașul nostru, porumbița noastră s-a supărat. Dar nu-ți fie teamă, Louise. Doamna de Saint-Rémy n-are să vină și chiar dacă ar veni, tu știi că am auzul bun. De altfel, ce poate fi mai nevinovat decât să-i scrii unui vechi prieten pe care îl cunoști de 12 ani, mai cu seamă când scrisoarea începe prin cuvintele domnule Raoul? Foarte bine, dragă, foarte bine. Nu se mai scriu deloc. Se supără tânăra fată. N-a iat-o pe Montale pedepsită. Strigă zburdalnica brunetă, râzând și mai tare. Haide, haide, ia altă foaie de hârtie și să ne încheiem mai repede corespondența noastră. Poftim. Tocmai acum sună și clopoțelul. Cu atât mai rău. Doamna va trebui să aștepte sau poate că în dimineața asta se va lipsi de prima ei domnișoară de onoare. Într-adevăr, clopoțelul suna. Asta însemna că doamna terminase cu îmbrăcatul și îl aștepta pe domnul spre a-i da brațul și a trece împreună în sala de mese. După această formalitate îndeplinită cu mare ceremonie, cei doi soți luară micul dejun, apoi se despărțiră până la masa de prânz, invariabil fixată la ceasurile două precis. La sunetul clopoțelului, ușa dinspre bucătărie ce se afla în partea stângă a curții se deschise și numai decât apărură doi meșteri bucătari urmați de 8 ajutoare care purtau o targă încărcată cu mâncăruri acoperite cu clopote de argint. Unul dintre cei doi bucătari, acela care părea să fie cel mai mare în grad, atinse ușor cu bastonul pe unul din paznici care sfărăia pe bancă. Merse chiar cu bunătatea până acolo că puse în mâinile acestuia halebarda rezemată de zid alături de el, după care soldatul, buimăcit de somn, fără să scoată o vorbă, escortă hrana domnului până în pragul sării de mese, precedat de un paj și de meșterii bucătari. Pe oriunde trecea hrana, străjile prezentau armele. Domnișoara de Montale și prietena ei urmăreau de la fereastra lor fiecare amănunt al acestei ceremonii, cu care ar fi trebuit totuși să fie obișnuite. De-al minteri, ele priveau toate acestea cu multă luare aminte, numai pentru a se încredința și mai bine că n-aveau să fie stingerite de cineva. Ca atare, după ce ajutoarele, paznicii, pajii și meșterii bucătari trecură, ele se întoarseră la masa lor și soarele, care luminoase o clipă în cadrul ferestrei aceste două fermecătoare chipuri, nu mai încălzea acum decât minusculele zambile și trandafirul timpuriu. Așa, zise Montale, renunduși locul, doamna va dejuna foarte bine fără prezența mea. O, Montale, ai să fii pedepsită, răspunse cealaltă fată așezându-se ușor pe scaunul ei. Pedepsită? A, da, adică nu mi se va mai îngădui să merg la plimbare, dar chiar asta și vreau, să fiu pedepsită.
să ieși în caleașca aceea uriașă, cocoțată pe o banchetă, să iei la stânga, să cotești la dreapta, pe drumuri pline de hârtoape și să nu poți înainta decât o leghe în două ceasuri. Apoi să te reîntorci la castel, pe lângă aripa unde se găsește fereastra Mariei de Medicis, astfel ca doamna să poată spune iarăși ca de fiecare dată: când te gândești că regina Maria a putut să fugă pe aici, de la o înălțime de 47 de picioare. Mama cu cei doi prințișori și cu cele trei prințese. Dacă asta mai este o plăcere, Luiz, atunci aș vrea să fiu pedepsită în fiecare zi, mai ales când pedeapsa aceasta mă obligă să rămân alături de tine și să așterg pe hârtie răvașe atât de frumoase ca acelea pe care le scriem noi. Montale, Montale, mai sunt și îndatoriri de îndeplinit. Da, îți vine ușor să vorbești, draga mea, căci pe tine te lasă toți în pace în mijlocul acestui castel. Ești singura ființă de aici care te bucuri de toate foloasele, fără să tragi niciodată ponoasele. Care ești mai mult decât mine, domnișoară de onoare a doamnei, deoarece doamna face ca dragostea ei pentru tatăl tău Vitrec să se răsfrângă și asupra-ți. Astfel că tu pătrunzi în acest trist lăcaș ca păsările în turnul de sus, sorbind aerul din zbor, ciugulind florile, pigulind grăunțele, fără să ai nici cea mai mică treabă de făcut și fără să înduri nici cea mai mică plictiseală. Și tocmai tu vorbești de îndatoriri ce trebuiesc îndeplinite. În definitiv, frumoasa mea visătoare, care sunt îndatoririle tale, dacă nu aceea de a-i scrie acestui chipeș Raul? Dar uite că nu i-ai scris încă nimic și asta înseamnă, dacă nu mă înșel, că îți neglijezi îndatoririle. Luis luă un aer serios, își sprijini bărbia în palmă și zise cu un ton plin de candoare: da, așadar mă dojenești că o duc prea bine. Dar cum poți să faci una ca asta, dragă? Tu ai un viitor, ești de la curte. Regele, dacă se însoară, îl va chema pe domnul lângă sine. Atunci vei lua parte la serbările minunate. Îl vei vedea de aproape pe rege, despre care se spune că e atât de frumos și de fermecător. Și pe deasupra îl voi vedea pe Raul, care stă mereu în preajma domnului de Conde, adăugă răutăcioasă Montalei. Oh, bietul Raul, suspină Luis. E vremea să-i scriem, frumoasa mea. Hai să luăm de la capăt cu acel faimos domnule Raul, care strălucea în fruntea hârtiei pe care i-a rupt-o adineaur. Îi întinse pana, apoi cu un surâs încântător, îi îndemnă mâna care așternu repede pe hârtie cele două cuvinte mai sus amintite. Și acum, întrebă cea mai tânără dintre domnișoare, acum scrie ceea ce gândește, Luis, răspunse Montale. E sigură că mă gândesc la ceva? Te gândești la ceva, ceea ce este același lucru, ba, mai bine zis, ceva mai mult. Crezi, Montale? Luis, Luis, ochii tăi albaștri sunt adânci ca marea pe care am văzut-o anul trecut la Boulogne. Nu greșesc, marea e înșelătoare. Ochii tăi sunt adânci ca azurul deasupra capetelor noastre. Ei bine, dacă citești atât de ușor în ochii mei, spune-mi atunci ce gândesc. Hai, spune-mi, ce gândesc, Montale? Mai întâi nu gândești, domnule Raul, gândești, scumpul meu Raul. Oh, nu roșii pentru atâta lucru. Scumpul meu Raul, să zicem, mă rog, să-ți scriem la Paris, unde te reține serviciul pe lângă domnul prinț de Condé. Cât de mult trebuie să te plictisești acolo? Într-adevăr, ce cauți să-ți alungi urâtul amintindu-ți de o provincială? Lui sări repede în picioare. Nu, Montale, zise ea surâzând. Nimic din cele ce spui nu mi-a trecut prin minte. Altceva gândesc eu. Iată. Și apucând pana cu îndrăzneală, așternu pe hârtie cu o mână hotărâtă cuvintele care urmează. M-aș fi simțit tare nenorocită dacă stăruințele dumitale de a-mi cere ceva care să-ți amintească de mine ar fi fost mai puțin înflăcărate. Totuși aici îmi vorbește despre anii copilăriei noastre care au trecut atât de repede, care s-au scurs atât de încet, încât nimic nu va mai putea înlocui farmecul lor în inima mea. Montale, care privea cum aleargă pana pe hârtie și care citea de îndoaselea pe măsură ce prietena îi scria, o întrerupse printr-o bătaie vie din palme. Hai, dă înainte, zise ea. Admirabilă sinceritate, admirabilă inimă, admirabil stil. Arată-le acestor parizieni, draga mea, că Blois este orașul vorbirii frumoase. El știe, răspunse tânăra fată, că Blois a fost pentru mine paradisul. Asta voiam să spun și eu.
vorbești ca un înger. Acum voi încheia, Montale. Și tânăra fată continuă să scrie. Spui că te gândești la mine, domnule Raul. Îți mulțumesc și asta nu poate să mă surprindă, că știu de câte ori inimile noastre au bătut una lângă alta. Ei, făcu Montale, fii cu băgare de seamă. Mielușică, dragă, îți împrăști lâna pe drum și acolo sunt lupi. Luis tocmai voia să răspundă când sub porticul castelului răsună tropotul unical. Oh, ce să fie asta? Zise Montale apropiindu-se de fereastră. Oh, la frumos călăreț zău așa. Oh, Raul! Exclamă Luis, care făcuse aceeași mișcare ca și prietena ei și care, îngălbenindu-se la față, căzu tremurând alături de scrisoarea sa neterminată. Iată! Iată un îndrăgostit norocos, n-am ce zice, rosti Montale, și care sosește tocmai la timp. Fugi, fugi de la fereastră, te rog, murmură Luis. Dar nici nu mă cunoaște. Lasă-mă să văd măcar pentru ce a venit. Domnișoara de Montale avea dreptate. Cavalerul merita să fie văzut. Era un tânăr de 24 sau 25 de ani, voinic, zvelt, purtând cu grație pe umerii săi minunatul veșmânt militar al epocii. Cizmele înalte, în formă de pârnie, înfășurau un picior pe care domnișoara de Montale nu s-ar fi rușinat câtuși de puțin dacă s-ar fi travestit în bărbat. Cu o mână fină și nervoasă, își struni calul în mijlocul curții, iar cu cealaltă își scoase pălăria cu pene lungi, care umbrea chipul totodată grav și naiv. Străjile, auzind tropotul calului, se treziră din somn și săriră numai decât în picioare. Tânărul lăsă pe unul dintre ei să se apropie de cal și, înclinându-se în șa, îi spuse cu o voce limpede și gravă, care fu auzită destul de bine de la fereastră unde se ascundeau cele două domnișoare. Un mesager pentru alteța sa regală. Ah, exclamă straja. Domnule ofițer, un mesager. Dar bravul soldat știa foarte bine că nu se va ivi niciun ofițer, dat fiindcă singurul care ar fi putut să vină se afla tocmai în fundul castelului, într-un mic apartament a cărui fereastră da spre grădină. De aceea se grăbi să adauge. Domnule gentilom, ofițerul e de rond, dar în lipsa lui va fi anunțat domnul de Saint-Remy, majordomul castelului. Domnul de Saint-Remy? Rosti cavalerul roșindu-se la față. Îl cunoașteți? Da. Anunță-l, te rog, că vreau să fiu prezent cât mai repede cu putință alteței sale. Pare să că e ceva urgent, nu? Zise straja ca pentru sine, dar cu dorința văzită de a-i se răspunde. Mesagerul dădu din cap afirmativ. Dacă e așa, urmă straja, mă duc să caut eu însumi pe majordom. Tânărul descălecă și, în timp ce toți ceilalți soldați priveau cu mult interes fiecare mișcare a faimosului armăsar, ce-l adusese pe acest mesager, soldatul se întoarse din drum zicând: vă rog să mă iertați, domnule, dar fiți bun și spuneți-mi numele dumneavoastră. Vicontele de Bragelonne, din partea alteții sale, domnul prinț de Condé. Soldatul făcu o plecăciune adâncă, apoi, ca și cum numele învingătorul de la Rasroa și Lens i-ar fi dat aripi, urcă în goană treptele de la intrare și dispăru în anticameră. Nici n-apucă domnul de Bragelonne să lege calul de grilajul de fier din capul treptelor, că domnul de Saint-Remy apăru într-un suflet, susținându-și cu o mână pântecul uriaș, în timp ce, cu cealaltă, spinteca aerul întocmai ca un pescar care taie valurile cu vâsla. Ah, domnule viconte, dumneavoastră la Le Blois? Strică el, dar asta e o adevărată încântare. Bună ziua, domnule Raul, bună ziua! Respectele mele, domnule de Saint-Remy. Cât de fericită se va simți doamna de la Laval. Vreau să zic doamna de Saint-Remy să vă vadă. Oh, dar poftiți, alteța sa regală dejunează. Sunt rerupoare? Pricina e atât de gravă? Da și nu, domnule de Saint-Remy. Totuși, orice clipă de zăvavă poate să aducă neplăceri alteței sale regale. Ei, dacă așa stau lucrurile, să trece peste consemn, domnule viconte. Veniți, vă rog, cu mine. De-al minter, domnul e într-o stare de spirit foarte bună astăzi. Și apoi ne aduceți vești bune, nu-i așa? Mar, domnule de Saint-Remy. Și bune, presupun. Excelente. Atunci veniți, 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 veniți repede. Strigă bonomul personaj, privindu-și ținuta în timp ce străbătea cu pași mari anticamera. Raul îl urma cu pălăria în mână, puțin speriat de zornăitul solemn pe care îl făceau pintenii săi pe pardoseala sărilor imense.
De îndată ce el pătrunsese în interiorul palatului, fereastra din curte se însufleți din nou și un șuvoi vioi trădă emoția celor două fete tinere. Dar curând după aceea se pare că ele luară o hotărâre bruscă, deoarece unul dintre chipuri dispăru de la fereastră. Era cel al brunetei. Cealaltă rămase mai departe în dosul balconului, pitită printre flori și cercetând cu ochii mari prin încrengătura ramurilor scările pe care domnul de Bragelonne își făcuse intrarea în palat. În acest timp, ținta curiozității celor două fete își continua drumul, mergând semeț în urma majordomului, un zgomot de pași grăbiți, un miros de vin și de fripturi, un clinche de pahare și de farfurii, îi dădură de veste că se apropie de locul unde trebuia să ajungă. Pajii, valeții și ofițerii, strânși în încăperea ce preceda sala de mese, îl întâmpinară pe noul venit cu o bunăvoință obișnuită prin partea locului. Unii dintre ei îl cunoșteau personal și aproape toți știau că vine de la Paris. S-ar putea spune că sosirea lui întrerupse pentru o clipă desfășurarea serviciului. Fapt e că un paș, care turna de băut alteței sale, auzind zornăitul de pinteni în încăperea alăturată, întoarse cu nevinovăție capul ca un copil fără să bage de seamă că vinul pe care îl turna curgea nu în paharul prințului, ci pe fața de masă. Doamna, care era mai puțin roaba mâncării decât ilustrul ei soț, observă neatenția pajului și zise: Dar ce este? Ce este?" repetă domnul. Ce s-a întâmplat?" Domnul de Saint-Remy profită de acest moment și își vâră capul pe ușă. Pentru ce sunt deranjat?" zise Gaston, trăgând spre el o bucată groasă din cel mai strașnic somn ce a ieșit vreodată din apele Loare spre a fi pescuit între Pembeuf și Saint-Nazaire. A sosit un mesager de la Paris. Oh, dar după ce monseniorul va termina masa, avem destul timp." Da? De la Paris?" exclamă prințul, scăpând furculița din mână. Un mesager de la Paris, ai spus? Și din partea cui vine acest mesager?" Din partea domnului prinț," se grăbi să răspundă majordomul. Se știe că așa era numit domnul de Conde." Un mesager din partea domnului prinț de Conde," rosti Gaston cu o tulburare ce nu scăpă nici unuia dintre cei de față și care, prin urmare, spori și mai mult curiozitatea tuturor. Poate că domnul se creză o clipă reîntors în vremea celor fericite conspirații când zgomotul ușilor îi producea emoții, când orice scrisoare putea să conțină un secret de stat, când orice mesaj slujea o intrigă pe cât de obscură, pe atât de încălcită. Poate tocmai din această pricină numele domnului de Conde căpăta acum sub bolțile castelului de la Loblois proporțiile unei fantome. Domnul împinse cu mâna farfuria din fața lui. Să-i spun trimisului să aștepte?" întrebă domnul de Saint-Remy. O privire a doamnei îl încurajă pe Gaston, care hotărâ. Nu, dimpotrivă, spune să intre numai decât. Dar cine este?" Un gentilom de prin părțile noastre, domnul viconte de Bragelonne." Ah, da, foarte, foarte bine. Poftește-l, Saint-Remy, poftește-l." Și în timp ce lăsă să-i scape aceste cuvinte rostite cu o gravitate a sa neobișnuită, domnul aruncă o privire ascuțită către oamenii din serviciul său și aceștia toți, pași, ofițeri, scutieri, lăsând fiecare pe de-o parte un șervet, un cuțit, un pocal, se retraseră spre o daie alăturată cu o grabă pe cât de pripită, pe atât de zgomotoasă. Această mică armată se îndepărta pe două rânduri în același timp în care Raoul de Bragelonne, condus de domnul de Saint-Remy, intra în sala de mese. Scurtul moment de singurătate în care această retragere îi lăsase, îi îngădui monseniorului să ia o atitudine diplomatică. Nu întoarse capul, ci așteptă până când majordomul îi aduse în fața lui pe mesager. Raul se opri la capătul mesei, așa fel ca să se afle între domnul și doamna. Din acel loc, făcu o plecăciune adâncă în fața domnului, pe urmă o alta foarte smerită în fața doamnei. Apoi rămase neclintit și așteptă ca domnul să-i adreseze primul cuvânt. Prințul, la rândul său, așteptă până când toate ușile fură închise bine. Nu voia să întoarcă fața spre a se încredința de acest lucru, căci n-ar fi fost demn din partea lui, dar asculta cu tot auzul încordat zgomotul zăvoarelor și asta îi făcea să creadă că va avea, cel puțin în aparență, posibilitatea să discute în taină. Ultima ușă închisă, domnul își ridică ochii spre vicontele de Bragelonne și îl întrebă: Se pare că vii de la Paris, domnule, nu? Chiar acum am sosit, monseniore."
Și ce face regele? Maestatea sa îndeplină sănătate, monseniore. Dar cumnata mea? Maestatea sa, regina mamă, suferă necontenit de piept, dar de o lună se simte mai bine. Am fost înștiințat că ai venit din partea domnului prinț. E o greșeală de bună seamă, nu? Nu, monseniore. Domnul prinț de Condé m-a însărcinat să-mi mâneze alteții voastre regale această scrisoare la care aștept răspunsul. Raul fusese puțin tulburat de primirea rece și bănuitoare ce i se făcuse. Glasul lui coborâse pe nesimțite la diapazonul vocii joase a interlocutorului său. Prințul uită că el însuși era pricina acestui mister și fu cuprins din nou de teamă. Luă cu o căutătură iscoditoare scrisoarea prințului de Condé, o desfăcu, așa cum ar fi desfăcut un pachet primejdios, și pentru ca nimeni să nu observe tulburarea de pe fața lui în timp ce o citea, se răsuci într-o parte. Doamna urmărea cu o neliniște aproape egală cu aceea a prințului fiecare mișcare a augustului ei soț. Raul, liniștit, scăpând oarecum de sub privirile cercetătoare ale gazdelor, se uita fără să se miște de la locul său pe fereastra deschisă din fața lui, admirând straturile de flori din grădină și statuile din mijlocul lor. Ah! Strigă deodată domnul, cu un zâmbet voios și înseninat. Este o veste cât se poate de plăcută și o minunată scrisoare din partea prințului de Condé. Citește, doamnă! Masa era prea largă pentru ca brațul prințului să poată ajunge până la cel al prințesei. Raul se grăbi să le vină în ajutor și o făcu într-un chip atât de grațios încât prințesa fu încântată și îl răsplăti pe viconte cu un zâmbet măgulitor. Dumneata cunoști fără îndoială conținutul acestei scrisori, i se adresă Gaston lui Raul. Da, monseniore, domnul prinț de Condé credințase mesajul mai întâi verbal, apoi alteța sa a chipzuit și s-a hotărât să folosească pana. E un scris foarte frumos, zise doamna, dar nu pot să citesc. Fii bun și citește-i, doamne, domnule de Bragelon, zise ducele. Da, da, citește, te rog, domnule. Raul începu să citească. Domnul asculta încordat cu toată luarea aminte. Scrisoarea avea următorul cuprins. Monseniore, regele se pregătește să plece spre graniță. Vei fi aflat poate că maestatea sa e pe cale de a se căsători. Regele mi-a făcut cinstea să mă numească maestru de ceremonii pe timpul acestei călătorii și fiindcă știu câtă bucurie ar face maestății sale să petreacă o zi la Blois, îmi iau îndrăzneala să cer alteței voastre regale îngăduința de a însemna pe tăblița mea și castelul pe care locuiți. Dacă însă neprevăzutul acestei cereri ar putea să pricinuiască alteței voastre regale o cât de mică neplăcere, o rog să-mi comunice acest lucru prin trimisul meu, un gentilom de încredere, domnul Viconte de Bragelon. Itinerariul pe care îl voi întocmi atârnă de hotărâre alteței voastre regale și dacă nu vom porni spre Blois, atunci voi alege Vendôme sau Romantin. Îndrăznesc să sper că alteția voastră regală va primi cu bunăvoință cererea mea, ea fiind expresia devotamentului meu fără margini și a dorinței mele de a vă fi cu adevărat plăcut. Nimic mai măguritor pentru noi, zise doamna, care se consultase de mai multe ori în timpul acestei lecturi, din priviri, cu soțul ei. Oh, regele aici! Exclamă ea, poate puțin mai tare decât s-ar fi cuvenit, pentru ca taina să nu se dea în vilea. Domnule, zise la rândul ei alteța sa, luând cuvântul, te rog să-i mulțumești domnului prinț de Condé și să-i exprim toată recunoștința mea pentru plăcerea pe care mi-o face. Raul se înclină. În ce zi sosește maestatea sa? Mai întrebă prințul. Regele, monseniore, va sosi chiar astă seară după toate probabilitățile. Oh, atunci cum s-ar fi cunoscut răspunsul meu în cazul că el ar fi fost negativ?
Am însărcinarea, monseniorel, ca în cazul când răspunsul e negativ, să mă întorc în cea mai mare gravă, la Beaujeanie, și să dau acest răspuns curierului pe care îl va conduce apoi cu aceeași grabă domnului prinț de Condé. Oh, așadar, maestatea sa e la Orleans? Mai aproape încă, monseniore. În acest moment, maestatea trebuie să fie ajuns la Meug. Curtea îl însoțește? Da, monseniore. Uitasem să-ți cer vești despre domnul cardinal. Eminența sa pare să se bucure de cea mai deplină sănătate, monseniore. Nepoatele sale vin împreună cu dânsul, nu-i așa? Nu, monseniore. Eminența sa a dat dispoziții ca domnișoarele de Mansin să se îndrepte spre Bruaj. Dumnealor vor porni pe malul stâng al Loarei, în timp ce curtea vine pe malul drept. Dar cum așa? Domnișoara Maria de Mansin nu însoțește curtea? Întrebă domnul, al cărui aer de gravitate începea să cedeze. Domnișoara Maria de Mansin mai ales, răspunse Raul încet. Un zâmbet fugar, rămășița abia simțită a vechiului său spirit de intrigi țesute cândva, lumină obrajii palizi ai prințului. Mulțumesc, domnule de Bragelon, zise atunci domnul. Poate că dumneata nu ai vrea să duci domnului prinț de Condé însărcinarea pe care aș dori să ți-o încredințezi, anume aceea de a-i arăta că mesagerul său mi-a făcut multă, multă plăcere, dar am să-i o spun eu însumi mai bine. Raul se înclină spre a mulțumi domnului pentru cinstea ce i-o arăta. Domnul făcu un semn doamnei, care lovi într-un talger așezat la dreapta sa. Domnul de Saint-Remy intră îndată și numai decât încăperea se umplu iarăși de slujitori. Domnilor, glăsui prințul, maestatea sa îmi face onoarea de a veni să petreacă o zi la Blois. Vreau să cred că regele, nepotul meu, nu-i va părea rău pentru cinstea arătatei casei mele. Trăiască regele! Strigară cu un entuziasm plin de însuflețire ofițerii de serviciu în frunte cu domnul de Saint-Remy. Gaston însă își lăsă fața în jos, umbrită de o undă de tristețe. Toată viața lui fusese nevoit să audă sau mai degrabă să îndure acest strigăt. Trăiască regele! Ce suna mereu în jurul lui, fiindcă nu-l mai auzise de multă vreme, își liniștise urechea. Dar iată că acum o regalitate mai tânără, mai energică, mai strălucitoare încă se înălța în fața lui cu o nouă și parcă mai dureroasă înfruntare. Doamna înțelese amărăciunile acestei inimi sfioase și împovărate. Ea se ridică de la masă, urmată imediat cu un gest mașinal de către domnul, și toți slujitorii, cu un zumzet asemănător băzâitului unui stup, îl înconjurară pe Raul, cerându-i lămuriri. Doamna, observând acest freamăt, îl chemă pe domnul de Saint-Remy. Nu-i momentul acum de trâncănici, de muncit, zise ea cu tonul unei gospodine îmbufnate. Domnul de Saint-Remy se grăbi să rupă cercul format de ofițer din jurul lui Raul, astfel că acesta putu să treacă în anticameră. Veți avea, sper, grijă de acest gentilom, adăugă doamna, adresându-se domnului de Saint-Remy. Majordomul alergă numai decât după Raul. Doamna dispusă să vă găzduim aici, zise el. Vă așteaptă un apartament în castel. Mulțumesc, domnule de Saint-Remy, răspunse Bragelon. Dar știi cât de nerăbdător sunt să-mi pot exprima îndatoririle față de domnul Conte, tatăl meu. Oh, adevărat? Adevărat, domnule Raul? Prezentați-vă, rog, cu acest prilej încrederea respectului meu profund. Raul scăpa astfel și de bătrânul gentilom și se îndreptă spre ieșire. Dar în timp ce trecea pe sub portic, ținând calul de frâu, auzi o voce subțire strigându-l de pe coridorul întunecos. Domnule Raul! Tânărul întoarse mirat capul și văzu o fitișcană brunetă care, cu un deget la buze, îi întindea mâna. Această tânără fată îi era necunoscută. Raul făcu un pas către fata care îl strigase din umbră. Dar calul meu, doamnă, zise el. Iată-vă în încurcătură.
Ieșiți în prima curte, se află un șopron. Legați acolo calul și haide, întorceți-vă repede. Oh, mă supun, doamnă. Lui Raul nu-i trebuiră decât 4 minute ca să facă ceea ce i se spusese. Când se întoarse la capătul coridorului întunecos, o revăzu în umbră pe misterioasa necunoscută care l-aștepta pe prima treaptă a unei scări în spirală. Sunteți atât de curajos ca să mă urmați, domnule cavaler rătăcitor? Întrebă tânăra fată, râzând în momentul când îl văzu pe Raul șovăin. Drept răspuns, acesta porni după ea pe scara acufundată în întuneric, urcară astfel 3 caturi, el în urma ei, atingând cu mâinile de câte ori dibuia balustrada o rochie de mătase ce foșnea pe lângă cei 2 pereți. La fiecare mișcare greșită, făcută de Raul, bineînțeles, însoțitoarea lui îi șoptea un sss, autoritar totodată, și întindea o mână catifelată și parfumată. Am putea urca așa până în vârful turnului, fără să ne dăm seama de oboseală, zise Raul într-un târziu. O, asta înseamnă, domnule, că sunteți foarte nedumerit, foarte obosit și foarte îngrijorat. Dar, liniștiți, v-am ajuns deja. Tânăra fată împinse ușă prin care năvăli dintr-o dată un șuvoi de lumină ce învălui capătul scării unde Raul, în picioare, stătea rezemat de rampă. Fata porni mai departe, iar el o urmă, pătrunse într-o odaie și Raul intră după ea. Tocmai când își spunea că a căzut într-o nouă capcană, auzi un strigăt ascuțit, se întoarse și zări la 2 pași de el, cu mâinile împreunate, cu genele lăsate, pe frumoasa blondă cu ochii albaștri, cu umeri albi, care îl recunoscuse mai înainte și îl strigase pe nume. Când o văzu, citi atâta dragoste, atâta fericire în strălucirea ochilor ei, încât se lăsă să cadă în genunchi în mijlocul odăi, murmurând la rândul său numele Luisei. Ah, Montale, Montale, suspina acesta. Faci mare păcat înșelându-mă astfel. Eu să te înșel? Da, mi-ai spus că te duci pe jos să vezi ce este și te-ai întors aici cu domnul. Trebuia să o fac. Altfel, cum ar fi primit scrisoarea pe care i-ai scris-o? Și arătă cu degetul scrisoarea ce se afla încă pe masă. Raul făcu un pas ca să o ia, dar Luiz, mai iute, cu toate că în gestul ei se observa o șovăială bine prefăcută, întinse brațul să-l oprească. Raul întâlni astfel mâna ei caldă și tremurătoare. O apucă într-ale sale și o duse atât de respectuos la buze, încât depuse pe ea mai mult o suflare decât un sărut. Între timp, domnișoara de Montale luase scrisoarea, o împăturise cu grijă în 3, așa cum fac toate femeile, și o vărâse în sân. Dar nu-ți fie teamă, Luiz, zise apoi. Domnul nu va încerca să ia de aici. Așa cum nici răposatul rege Ludovic al XIII-lea nu smulgea răvașele din corsajul domnișoarei de Hauterfaux. Vicontele de Bragelonne, partea 2. Raul se înroși tot, văzând surâsurile celor 2 fete și uită că mâna Luizei rămăsese între-a lui. Supărat. Așa? Zise Montale. M-a iertat, deci, Luiz, că l-am adus aici pe domnul, nu? Iar dumneata, domnule, nu o să mai fi pe mine că te-am făcut să mă urmez pentru a o vedea pe domnișoara. Așadar, acum că am încheiat pacea, să vorbim ca vechi prieteni. Prezintă-mă, zâmbe, Luiz, domnului de Bragelonne. Domnule Viconte, zise Luiz cu o seriozitate plină de grație și cu cel mai candid doamnă, am plăcerea să-ți prezint pe domnișoara Ore de Montale, domnișoară de onoare a alteței sale regale, doamnă și pe deasupra cea mai bună prietena mea. Raul se înclină foarte ceremonios. Dar pe mine, te dou, pe mine, Luiz, zise el, nu mă prezință domnișoarei. Oh, dar ea te cunoaște, știe totul. Cuvinte din urmă o făcură să râdă pe Montale, iar lui Raul îi smulseră un suspin de fericire, căci el le dădă următorul înțeles și știe totul despre dragostea noastră.
Acum ne cunoaștem, domnule viconte, zise Montale. Poftim un fotoliu, tabloa. Spune repede ce veste ne-a adus cu atâta grabă. Domnișoară, nu mai este o taină. Regele, în drum spre Poitiers, se va opri aici pentru a vizita pe alteța sa regală. Regele aici? Exclamă Montale, bătând cu bucurie din palme. Vom avea prilejul să vedem curtea. Poate ci? Îți imaginezi, Louise? Adevărata curte de la Paris. O, Doamne! Și când asta, domnule? Tineri astăzi seară, domnișoară. În mod mai sigur mâine. Montale făcut un gest de mare mâhnire. Nu mai e să ne pregătim. Nu mai e timp să ne facem rochii. Suntem în întârziere cu niște poloneze. Vom semăna cu portretele de pe vremea lui Henric al IV-lea. Domnule, vestea rea, vestea rea. Ce veste rea ne mai aduci. Domnișoară, fica, dumneavoastră veți fi întotdeauna frumoase. Dar ce folos? Vom fi întotdeauna frumoase, fiindcă natura ne-a făcut drăguțe, dar vom fi caragioase, fiindcă nu vom fi în pas cu moda. Caragioase, da, caragioase. Nu o să se uite oare la mine ca la o cara trebasă. Dar cine anume? O întrebă cu naivitate Louise. Dar cum cine? Dar ești ciudată, draga mea. Cine are ciudată? Dar e vorba de toată lumea, de curteni, de senior, de rege. Iartă-mă, bună mea prietenă, dar cum aici toată lumea s-a obișnuit să ne vadă așa cum suntem, de acord, numai că de data asta va fi altfel. Iar noi vom fi caragioase chiar și pentru bloa, căci în jurul nostru va fi admirată moda Parisului și se va vedea cât de colo că noi am rămas la moda de la bloa. Vor fi îngrozitor. Nu vă faceți inima rea, domnișoară. Da, în fond cu atât mai rău pentru cei ce nu îl cred găsi pe gustul lor îmbrăcămintea noastră, zise cu un aer filozofic Montale. Asta ar însemna că asemenea oameni n-au gust, zise Raurea, cu dincios obiceiului său de a fi întotdeauna galant. Mulțumesc, domnule viconte. Așadar spune că regele vine la Blois, împreună cu cum se vor urte. Domnișoarele de Mansin vor veni și ele? Tocmai că nu. Dar după cum vește asta, s-ar părea că regele nu se poate lipsi de domnișoara Maria. Regele va fi nevoit să se lipsească, deoarece domnul cardinal vrea acea. Unde? Își surghinește nepoatele la Bruaj. El? Fățarnicul! Taci, făcu speriată Louise, ducând caget la buzele sale trandafirii. Nimeni nu mă poate auzi aici. Vă spun că bătrânul Mazarino Mazarini e un fățarnic. Soare arde de dorința de a o face pe nepoata sa regină a Franței. Nu, domnișoară, din potrivă. Domnul cardinal îl înțineasară pe maestatea sa cu infanta Maria Tereza. Montale se uită în ochii lui Raul și îi spus: dumneavoastră, parizienii, cred e asemenea povești? Atunci înseamnă că noi aici la Blois știm mai multe. Domnișoară, de vreme ce regele trece de Poitiers și se îndreaptă spre Spania, de vreme ce actele de căsătorie au fost încheiate între Don Luis de Harrow și eminența sa, înțelegeți prea bine că nu mai e vorba de niște jocuri capricioase. Da, va să zic așa, dar presupun că regele Maria totuși rege, fără îndoială, domnișoară. Însă cardinalul e cardinal. Cu alte cuvinte, regele nu este și el om. Nu iubește pe de Mancini. O adoră. Atunci se va însura cu ea. Asta înseamnă că vom avea război cu Spania. Domnul Mazarin va cheltui câteva din milioanele pe care le are puse deoparte, cred. Gentilomii noștri își vor arăta vitejia în fața înțelegândrilor castilieni și mulți se vor întoarce încununați cu lauri, iar noi îi vom încununa cu mir. Iată cum eu poli flutitica. Montale, ești o zănatică, zise Louise, și orice exagerare te atrage așa cum lumina atrage.
Louise, tu ești atât de înțeleaptă încât nu vei iubi niciodată. Oh, făcu Louise cu o blândă de scurt. Dar nu înțelegi, Montale. Regina mamă dorește să-și însoare fiul cu infanta. Vrei ca regele să nu asculte pe mamă? Tocmai un suflet regesc al său să dea o pildă rea? Când părinții iau apărarea iubirii, s-a terminat cu dragostea. Aici Louise ofta adânc. Raul își lăsă ochii în jos cu un aer stânjenit. Montale începu să râdă. Bine că n-am părinți, urșinți, murmură ea. Ai, desigur că ai. Vezi despre sănătatea domnului de la Feren? Întrebă Louise, înăbunându-și suspinul care dezvăluise atâtea mărăciuni cu adâncimea lui plină de înțelesuri. Nu, domnișoară, răspunse Raul. Nu l-am văzut încă pe tatăl meu. Mă îndreptam chiar spre locuința lui, când domnișoara de Montale a binevoit să mă oprească. Sper însă că domnul Vic Făcuore e sănătos. N-ați mai auzit nimic rău în legătură cu el, nu-i așa? Nimic, domnule Raul. Slavă Domnului, nimic. Se nici tăcere, în cursul căreia două inimi care urmau firul aceluiași gând se înțelegeau de minune între ele, fără să aibă nevoie măcar de sprijinul unei singure priviri. Ah, Doamne, strigă deodată Montale, urcă cineva. Cine poate să fie? Trăsări Louise, ridicându-se în picioare. Stimate domnișoare, v-am stingherit prea mult. Am comis o increție, fără îndoială venind aici. Se bâlbâi Raul cu totul fâstăcit. E un pas greu, zise Louise. Privi, de va fi cumva domnul de Melicorn, adăugă Montale. N-avem de ce să ne temem. Lui și Raul schimbară câte o mire, întrebându-se cine putea să fie acest domn Malincorn. Fiți liniștit, continuă Montale, nu e gelos. Louise, dar domnișoară, murmură Raul. Știu ce vrei să spui. E bine, e tot atât de discret ca și mine. Dumnezeule, șuieră Raul, care își lipise urechea de ușa întredeschisă. Recunosc pasul mamei. Madame de Saint-Rémy? Unde să mă ascund? Zise Raul pantof, apucând nerăbdător de roche pe Montale, care și ea părea că își pierduse puțin capul. Da, întări acesta. Da, recunosc și eu fiecare lipă. E buna noastră mamă. Domnule Viconte, regret că fereastra care dă în curte la 50 de picioare înălțime, dar dulapul... Raul privi spre balcon cu un aer rătăcit, dar Louise îl apucă de braț și l-opri să sară pe fereastră. Ah, ce proastă sunt, zise Montale, parcă n-aș avea ajunse cu rochile de ceremonie. Pare a fi făcut anume pentru așa ceva. Se grăbiră, căci doamna de Saint-Rémy urca mai repede ca de obicei. Ea în capul scării, chiar în clipa când Montale, ca în scenele de mare încurcătură, închidea dulapul, împingând ușa cu spatele. Strigă doamna de Saint-Rémy, ești aici, Louise? Da, doamnă, răspunse fata mai palidă decât dacă s-ar fi știut autoat să fie mari nelegiuiri. Bine, bine. Ședeți, doamnă, zise Montale, oferind un fotoliu doamne de Saint-Rémy și așezându-o în așa fel încât cu spatele către dulap. Mulțumesc, domnișoară. Îți foarte mulțumesc. Haide repede, copila mea, să mergem. Unde să mergem, doamnă? Prins, acasă. Trebuie să-ți pregătim toaleta. Cum? Făcu Montale, grăbindu-se să joace rolul surprinței, de teamă ca nu cumva lui să comită vreo greșeală. N-ai auzit vestea cea mare, zice doamna de Saint-Rémy. Ce vrei să-mi dați? Strigă. Cum? N-ai auzit pe nimeni? Doamnă, vorbiți în enigme și ne faceți să murim de curiozitate. De la Montale, care, îngrozită că o vedea pe Louise din ce în ce mai palidă, nu mai știa cărui sfânt să-i se roage. În cele din urmă, surprinsă, prietena ei o privire grăitoare, una din acele priviri care ar face și un zid să înțeleagă. Louise îi arăta pălăria, spat pârdalnică de pălăria lui Raul, care stătea mândră pe masă.
Montales se repezi înainte, o înfășcă iute cu mâna stângă, o duse la minte, trecându-o la dreapta și o ascunse astfel în timp ce continua să vorbească fără întrerupere. Ei bine, zise doamna de Serențe, a venit un curier aducând vestea despre apropiata sosire aici a regelui. Asta înseamnă, domnișoarelor, că trebuie să fiți frumoase, monii. Oh, repede, repede, strigă Montale. Urmează pe doamna, pe mama dumitale, Louise, și lasă-mă să-mi pregătesc rochia de cer. Când Louise se ridică, iar mama ei o luă de mână și o trase spre scară. Haide, haide, zise ea, apoi șopti. Nu ți-am interzis să vii la Montale. De ce ai venit? Doamnă, e prietena mea, de-al minter abia am venit. A ajuns pe nimeni aici înaintea ta? Doamnă, am văzut o pălărie de bărbat, trebuie să fie a caragiosului, ticare făcălosului acela. Doamnă, strigă iar lui, a neisprăvitului de Malicorn. O domnișoară de onoare, acest asemenea lucruri. Și cele două glasuri se pierdură în adâncimea scării înguste. Montale auzise toate auziseste cuvinte, al cărure co ajungea până la ea ca printr-o pâlnie. Înălță din umer, dar tocmai atunci îl văzu pe Raul, care ieșea din ascunzătoarea lui, unde optimă și el totul. Sărmană, Montale, oftăia, victimă a prieteniei. Și tu, biet Malincorn, vic descoperă dragostei. Se întrerupse, observând expresia tragicomică a lui Raul, care nu-și putea ierta că, într-o singură zi, perise atât de multe taine. Oh, domnișoară, grăi el, cum să-ți mulțumesc pentru atâta bunătate? Partea ei, o să ne socotim altă dată, răspunse ea. Acum fugi cât mai repede, domnule de Bragelon, deoarece doamna de Saint-Remy nu e îngăduitoare și o singură vorbă din ei ar putea provoca aici o vizită domiciliară cu urmări neplăcute pentru toți. Hai, adio, adio. Dar, Louise, cum am putea să aflăm? Du-te, du-te, regele Ludovic al XI-lea, știa el bine ce făcea atunci când a născocit poșta? Regat, vai, vai, suspină Raul. Și apoi mai sunt aici și eu, care prețuiesc cât toate poștele are să-i... Ai, repede, repede pe cal. Dacă doamna de Saint-Remy se va întoarce să-mi facă morală, cel puțin să nu te mai găsească aici. Spună Cosc tatălui meu, nu-i așa? Murmură Raul. Și o să fii certat. Vai, viconte, se vede că vii de la curte, ești frica rege. Aticafele, aici la Blois noi nu ne prea să închisim de consimțământul lui papa. Treabă-l pe Malicorn. Cu aceasta nebună și fată îl scoase pe Raul pe ușa de la intrare, împingându-l de umeri. Tânărul se strecură de-a lungul porticului, își luă calm, sări în șa, pe pornind vale în galop, ca și cum cei 8 paznici ai domnului s-ar fi repezit cu toți pe urmele lui. Raul apucă drumul atât de cunoscut, atât de drag inimii lui, care ducea de la Blois la reședința contelui de la Fer. Trecuse mai bine de un an de când Raul Front nu mai venise să-l vadă pe tatăl său. În toată această vreme stătuse pe lângă domnul prinț de Condé. Într-adevăr, după toate tulburările ompăndei, a cărei primă perioadă noi am încercat să o zucrăvim în altă parte, în cartea după 20 de ani, lui de Condé încheiase cu curtea care publică, să zicem așa, solemnă și sinceră. În răstimpul cât a dăinuit ruptura dintre el și rege, domnul de Condé, care prinse mai mult simpatie pentru Bragelon, îi oferise în zadar toate avantajele ce ar fi putut să îl urtășească pe orice tânăr. Contele de la La Fère rămase credincios principiilor sale de lealitate și regalitate în pală, de când va fiului său în beciurile din Saint-Denis. Contele de la La Fère, deci în numele fiului său, refuzase orice moment. Ceva mai mult încă, în loc să-l urmeze pe domnul conte de Condé în răzvrătirea sa, vicontele îl urmase pe domnul de Turenne, luptând pentru rege.
Apoi, atunci când domnul de Turenne părea să părăsească la rândul său cauza regală, se despărți și de domnul de Turenne, așa seara, cum făcuse și cu domnul de Condem. Din această linie dreaptă de conduită, rezultă că dacă Turenne și Condé nu triumfar și nu unul față de celălalt decât sub drapelele regelui, Raul, oricât de tânăr ar fi fost, avea 10 victorii înscrise pe statele sale de serviciu, se fă nici o înfrângere din care vitejia și conștiința lui să se poată mustra. Așadar, Raul, urmând îndemnul tatălui său, slujise une de fără abatere și cu credință steaua regelui Ludovic al XIV-lea, în pofida tuturor schimbărilor de opinii care erau molipsitoare și s-ar putea spune din neînlăturat în vremurile acelea. Domnul de Condé, reintrat în grații, folosise totul și în primul rând privilegiul amnestiei pentru a cere contele nou, multe din aceea ce îi fusese acordate și, între altele, pe Raul. Cu bunul lui simț de întotdeauna, spărțe de la lafer, îl și trimisese fără zăbavă pe Raul, prințului de Condé. Se scursese prin urmare un an de la ultima despărțire dintre tată și fiu. Cele câteva scrisori schimbate între ei îndulciseră, dar nu vindecaseră durerile acestei despărțiri. Am văzut că Raul avea acum la Bloaș o altă iubire, în afară de iubirea finală. Să fim însă drepți și să recunoaștem că, fără intervenția bunăsardului, precum și a domnișoare de Montale, după predarea mesajului, ar fi pornit îndată spre reședința tatălui său, întorcând de partea seamă capul, dar fără a se opri o singură clipă din drum, chiar dacă ar fi văzută pe Louise că îi face semn cu mâna. Astfel, în prima palumului tatei, Raul se gândea cu mâhnire la ceea ce lăsase atât de repede în urmă, adică la iubită. În cealaltă jumătate se gândea la prietenul căruia îi se părea că se îndreaptă prea încet în comparație cu nerăbdarea de a-l vedea. Bătrânul Raul găsi poarta grădinii deschise și dădu pinte în calul lui pe alee, fără să ia în seamă gesturile pline de mânie pe care îi le făcea un bărgare îmbrăcat într-o flanea albă struie de lână și cu o tichie roasă de catifea pe cap. Acest bătrân, care plivea un strat de trandafiri pitici și de manete, era tare furios văzând un cal ce alerga pe aleile sale așternute cu nisip și abia netezite. Aruncă chiar un Raul, bei, repezit, care îl făcu pe Raul să întoarcă fața și numai decât scena lua altă înfățișare, căci îndată ce văzu chipul unei fel, bătrânul se ridică și începu să alerge înspre casă, scoțând niște strigăte bolborosite ce păreau să fie la el sentimentul unui deodată, fericiri nemaipomenite. Raul se opri la grajd, dădu calul în grija unui mic lacheu și urcă scările sărind câte 3 trepte pe dată, cu o însuflețire ce l-ar fi bucurat adânc pe tatăl său. Străbătu anticamera, sala de mese și salonul, fără să întâlnească nimeni în cale. Ajunse apoi în fața ușii contelui de la Lafer. Bătunia cu nerăbdare și pășină untru aproape fără să audă cuvântul intră. Contele stătea la o masă încărcată cu cărți și hârtii. Rămăsese același nobil și chipeș gentil de altă dată, numai că anii dăduseră nobleții și frumuseții lui o înfățișare mult mai solemnă și mai distinsă. O frunte îlbășită și netedă, încununată de un păr lung, mai mult nins decât negru, o privire caldă și pătrunzătoare între genele încă tinerești, mustața subțire și abia încărunțită, umbrind buzele cu un contur păcut și frumos arcuite, ca și cum n-ar fi fost niciodată bântuite de patii atâtea găitoare, o statură dreaptă și mlădioasă, o mână sigură, dar mai slăbită, iată cum arăta încă ilustrul gentilom, căruia între lasuri ilustre îi făcuseră elogiu sub numele de Athos. În clipa aceea se îndeletnicea cu însemnarea unor peptări pe filele unui caiet umplut în întregime cu un scris așternut cu migală de propria sa mână. Raul îl cuprinse pe tatăl său de umer, de gât, la restăpâneală și îl sărută cu atâta dragoste, cu atâta înflăcărare, încât contele nu a avut nici puterea, nici timpul să facă vreo mișcare sau să-și nu le emoția.
tu aici! Tu aici, Raul!" exclamă el. "Ioare cu putință!" "Ah, domnule, domne norocit, cât de fericit sunt că te revăd!" "Dar nu mi-ai răspuns, viconte! Ai un concediu că te afli aici la Blois, ori s-a întâmplat vreo nesoapire la Paris?" "Slavă Domnului!" răspunse Raul, potolindu-se încetul cu încetul. "Nu s-a întâmplat decât lucruri îmbucurătoare. Regele se înface oră, așa cum am avut cinstea să-ți fac cunoscut în ultima mea scrisoare, și pleacă în Spania. În drum, maestatea sa va trece prin Blois." "Ca să-i febită vizită domnului?" "Da, domnule conte. De aceea, temându-se să nu-l găsească neprevenit, sau poate dorind să-i facă o plăcere deosebită, domnul prinț de Condé m-a trimis înainte ca să dau de veste spre a se pregăti gazda." "Și l-ai văzut pe domnul?" întrebă cuvările contele cu voiciune. "Am avut această onoare. La castel?" "Da, domnule," răspunse Raul, coborându-și ochii. Deoarece în întreb contele lui simțise ceva ce părea să treacă dincolo de marginile unei simple curiozități. "Ah, adevărat, viconte, atunci te felicit." Raul înclină ușor din cap. "Și ai mai văzut pe cineva la Blois? Spune." "Am văzut-o pe Altețea sa regală, doamnă." "Se pare?" "Oh, prea bine, dar nu despre doamna vorbesc eu." Raul se înroși până în vârful urechilor și nu răspunse. "După câte ria pătrunde, nu mă înțelegi, domnule viconte," stărui domnul Lafer, fără să accentueze prea tare întrebarea, însă ascuțindu-și în mod vădit privirea uzătoare. "Te înțeleg foarte bine, domnule," i-o întoarse Raul, "și dacă îmi pregătesc răspunsul, asta nu înseamnă că voi rosti o minciună, o știi de bună seamă." "Știu, știu, știu că nu obișnuiești să minți. Tocmai de aceea mă miră că îți trebuie atâta timp ca să-mi răspunzi la nu să această întrebare cu da sau nu." "Nu-ți pot răspunde decât înțelegându-te bine, și dacă am priceput cum trebuie, mi se pare că te bucure răspunsul meu. Nu-ți face plăcere, desigur, că am văzut-o pe domnișoara la Valier, nu? Nu mă îndoiesc." "Dacă despre ea vrei să-mi vorbești, știu, știu foarte bine, domnule conte," zise Raul cu o neașteptată blândețe în glas. "Și te întreb ca să ai văzut-o." "Domnule, nu știam câtuși de puțin când am intrat la castel că domnișoara la Valier se găsea acolo. Abia când am ieșit, plec, după ce mi-am îndeplinit însărcinarea ce avusesem, întâmplarea a făcut să ne trezim față în față. Am avut cinstea să-i prezint omagere, domnul." "Cum se numește întâmplarea care te-a dus la domnișoara de la Valier?" "Domnișoara de Montalene." "Dar cine e această domnișoară de Montalene?" "O tânără persoană care nu o cunoșteam, pe care nu o văzusem niciodată. E domnișoară de onoare a doamnă." "Domnule viconte, nu voi merge mai departe cu interogatoriul meu, pe care îmi pare foarte rău că l-am lungit și atâta. Te povățuisem încă dinsul de atunci să o colesc pe domnișoara la Valier și să nu o vezi decât cu înconvințarea mea. O știu că mi-ai spus adevărul și că n-ai căutat cu tot din adădată cum să te apropii de dânsa. Da, dar însă întâmplarea mi-a fost împotrivă. N-am de ce să te condamn. Mă voi mulțumi, deci, să-ți repet ceea ce ți-am mai spus și altă încă cu privire la această domnișoară. Nu învinuiesc cu nimic, martor mie Dumnezeu, dar nu intră în vederile mele să o vizitez. Te rog, odată, scumpul meu Raul, să rămânem înțeleși asupra acestei chestiuni. Se vede cât se poate de bine că privirea atât de limpede și de curată lui Raul se tulbură la aceste cuvinte." Și acum, prietene dragă," urmă contele, cu zâmbetul lui cal și cu vocea sa obitor de dată, "să vorbim de altceva. Te reîntorci cumva la datoriile dumitale?" "Nu, domnule. Astăzi voi rămâne aici, alături de domnia ta toată ziua. Domnul de Condé nu mi-a dat, din fericire, altă însărcinare în afară de aceea pe care am îndeplinit-o și care se potrivea, domnule, bine cu dorințele mele." "Regele e sănătos?" "Tun. Și domnul de Condé ce face?" "Ca întotdeauna." Contele uitase să întrebe și de Mazarin. Era un vechi nărava lui. "E bine, Raul, fiindcă acum ești numai al meu.
voi constrânu sacra și eu la rândul toată ziua de azi. Îmbrățișează-mă. Încă. Ești la tine acasă, viconte. Ah, iată pe bătnos nostru Grimaud. Vino, Grimaud. Domnul viconte vrea să te îmbrățișeze. Vașnicul bătrân așteptă să fie rugat a doua oară, ci alergă cu brațele deschise spre Raul, care ieși în cale spre a-l cruța de prea multe eforturi. Viras, acum vrei să mergem în grădină, Raul? Am să-ți arăt noul pavilion pe care ți l-am pregătit pentru vacanțele pe care ți le vei petrece aici. Și în timp ce vei prisul sadurile din iarna asta și cei doi cai pe care i-am adus de curând, îmi vei da vești despre bunii noștri prieteni de la Paris. Contele închise manuscrisii, îl luă pe tânăr de braț și ieșiră împreună în grădină. Grimaud se uită cu duioșie în urma lui Raul, care era să atingă cu creștetul capului pragul de sus al ușii, și mângâindu-și barba împărătească, lăsă să-i scape aceste cuvinte pline de un înțeles adânc. Da, ai crescut! În vreme ce contele de La Fer îi arăta lui Raul micile clădiri pe care le-a ridicat și caii care i-a mai cumpărat, tot cititorii ne vor îngădui să ne întoarcem împreună cu ei la Blois și să luăm parte la agitația neobișnuită ce vânzolea cur orașul. Vestea cea nouă adusă de Raul se făcuse simțită mai ales în casele și locuințele de vază, căci într-adevăr, regele și ritoartea la Blois, adică 100 de cavaleri, 10 trăsuri, 200 de cai și tot atâția valeți cât stăpâni, unde se va îngrămătrece această omenire? Unde vor fi găzduiți toți acei gentilomi de prin apropiere care vor începe să sosească aici numai târziu decât peste 2 sau 3 ceasuri la unui lat? De îndată ce vestea se va răspândi pas cu pas de jur împrejur, aidoma cercurilor crescânde pe care le face căderea unei pietre în apa liniștită pe gar. Bloa, precum am văzut, potolit în cursul dimineții, ca și lacul cel mai pașnic din lume la vestea despre care vizita aerilor tale, se umplu deodată de freamăt și de vuiet. Toți slujitorii de la castel umblau forfota prin oraș sub supravegherea ofițerilor să strângă provizii, iar 10 călăreți scuneau în galop spre crângurile de la Chambord să caute vânat la pescările din Beuvron pentru pești aurii, la serele din Chavernie pentru flori și pentru fructe. Erau scoase din dulapuri țesăturile cele mai prețioase și lămpile cu lungi brațe încolote. O armată de săraci măturau curțile și spălau fațadele de piatră ale clădirilor, în timp ce nevestele lor băteau pajiștele de din toa de Loara ca să strângă ramuri înverzite și să culeagă flori de câmp. Întregul oraș, spre a nu rămâne mai prejos de curățenia de la castel, își făcea transfleta cu mari zvâcniri de bidinele și mături și apă. Pâriașele din partea de sus a orașului, umflate de aceste spălături grabnice, se cau urmau în adevărate fluvii în partea de jos, iar caldarâmul, adesea năpădit de noroi, trebuie să o spunem, era curățat acum și strălucea ele, oglinda în bătaia razelor prietenoase ale soarelui. În fine, se pregăteau muzici, iar rafturile se goleau în toate prăvălile de cap. Lumânările, pamblicile și șnururile pentru săbii erau smulse din mâinile negustorilor, în timp ce gospodinele se îngrijeau de pâine, carne și de mirodenii. Un mare număr de burghezi, ale căror case erau încărcate de provizii ca și cum ar fi fost amenințați de un asediu, nemai având grijă de nimic, își îmbrăcase hainele de sărbătoare și se îndreptau spre poarta orașului, pentru a fi cei din tâi care să vestească sau să vadă cortegiul. Nebunii știau prea bine că regele n-avea să vină decât la noapte sau poate chiar mâine dimineață, dar ce altceva este așteptarea decât un fel de casnie? Și ce altceva este nebunie dacă nu un exces de speranță? În orașul de jos, la numai mult de 100 de pași de stelul statelor, între alea înconjurătoare și castel, pe o stradă destul de frumoasă care se numea pe atunci Strada Veche și care trebuie să fi fost într-adevăr de josul de veche, se ridica o venerabilă clădire scundă și largă cu acoperișul țuguiat, înzestrată cu 3 ferestre spre stradă, la catul d-un adas, cu alte 2 la cel deasupra, iar la catul al treilea cu o singură fereastră rotundă.
Lipit de fațada triunghiulară, se construise de curând gustaos în formă de paralelogram, destul de larg, care se întindea mult în stradă, conform planurilor edilitare obișnuite pe atunci. Strada se face astfel ca mai bine de un sfert, în schimb casa se lărgise cu aproape jumătate din cât era pe înainte. Așa că, la drept vorbind, nimic nu se irosește fără folos. Tradiția spunea că în această casă cu acoperișul țuguiat a locuit pe vremea lui Henric al III-lea un consilier pus în stat la care a venit odată regina Caterina. După unii să-l viziteze, după alții să-l sugrume. Oricum ar fi fost, este de presupunere, nobila doamnă a trebuit să pășească cu mare băgare de seamă peste pragul acestei vechi locuințe. După ce consilierul a răposat prin ștrang mijloc sau de moarte bună, cine mai știe, casa a fost vândută, pe urmă părăsită și, în fine, izolată de celelalte clădiri de pe stradă. Abia către cul domnului stabilitii lui Ludovic al XIII-lea, un italian pe nume Cropoli, scăpat din bucătăriile mareșalului Dancre, a venit și să stă aici, să cumpși. El a deschis în această casă o mică ospătărie, unde se preparau niște macaroane atât de gustoase că lumea dădea năvală de la câteva leghe, să știi, pere sau să le mănânce chiar acolo. Faima acestei case se datora faptului că regina Maria de Medicis, pe când era captivă, după cum s-a masie în castelul statelor, trimisese odată să îi se aducă asemenea macaroane. Asta se întâmplase exact în ziua când ea a evadat prin fereastra răbucurată celebră. Tava cu macaroane a fost găsită pe masă, aproape neatinsă de gura regală. Datorită acestui dublu renume de care se ofir casa cu fațada triunghiulară, al unei sugrumări și al macaroanelor, renumitul Cropoli îi dădu în cap să pună la hanul său cu gâmă cât mai pompoasă. Dar calitatea lui de italian nu era pe atunci un titlu cu care puteai să te lauzi, iar pe de altă parte, puțina lui avere, chivernisit săvârși grijă, îl împiedica să se ridice în ochii lumii. Când se văzu pe patul morții, lucru ce se întâmplă în anul 1643, după sfârșirea din viața regelui Ludovic al XIII-lea, Cropoli îl chemă pe fiul său, tânăr bucătar, în care își punea cele mai mari speranțe, și cu lacrimi în ochi îl povățui să păstreze secretul preparării macaroanelor, să-și franțuzească numele, să se însoare cu o franzile și, în sfârșit, când orizontul politic va fi curățat de nori care îl acopereau, se folosea încă de pe atunci această figură de stil foarte des auzită al cărurile noastre în cercurile înalte ale Parisului și la cameră, să-și facă la făurarul de alături o firmă frumoasă pe care un pictor cunoscut nume îl și spusese să zugrăvească două portrete ale reginei cu aceste cuvinte drept legendă: La Medicis. La ce franciste recomandări, jupânul Cropoli abia mai a avut putere să arate tânărului său urmaș căminul sub vatra căruia îngropase 1000 de ludovici de câte 10 murari și își dăduse duhul. Cropoli, fiul, ca om cu inima tare, îndură pierderea cu resemnare și primi fără înfrumă vreme moștenirea. El începu să-și obișnuiască meșterii cu pronunțarea tot mai ștearsă a lui I din coada numelui său, așa fel că, de la o lucru, lumea nu-i mai spunea decât domnul Cropol, un nume curat franțuzesc. După aceea se însură cu o franțuzoaică mărunțică ca luminului și pe care pusese ochii mai demult, iar părinților fetei le smulse o zestre frumușică, arătându-le comoara scoasă de sub vatra cămilor. Aceste două prime porunci împlinite, porni în căutarea pictorului ce trebuia să-i facă firma, și el fu găsit foarte curând. Să spun, acest om era un bătrân italian care se considera emulul lui Rafael și al lui Caracio, dar un emul norocos. Îi plăcea să bătea la mână că aparținea școlii venețiene, de bună seamă fiindcă iubea foarte mult culoarea. Pânzele lui, din care nu vânduse nici măcar una singură, însă ochi de la 100 de pași, dar nu erau deloc pe placul burghezilor, așa că până la urmă sfârși prin a se lăsa de artă. Se lăuda în mare că pictase o sală de baie pentru doamna mareșal Dancre și se plângea în același timp că această sală ar fi ars odată cu dezastru selezușalului. Cropoli, în calitatea sa de compatriot,
fu îngăduitor cu Pitrino, așa se numea artistul, pe semne că el văzuse faimoasul grăv în el din sala de baie. Fapt este că îi purtă atâta stimă, ba chiar și simți atât de măgulit cu prietenia lui Pitrino, cât îi lua să locuiască la dânsul. Pitrino, fire recunoscătoare și hrănit cu macaroane, începu să răspândească faima acestei mâncări naționale și încă de pe timpul fondatorului ei, aduse cu limbuția lui neobișnuită, mari foloase casei Cropoli. La bătrânelui nepăl se arătă tot atât de devotat fiului, precum fusese față de tată, și încet, încet, ajunsese un fel de supraveghetor al unei întreprinderi unde cinstea lui asigurată, cumpătarea sa recunoscută, neprihănirea sa pilduitoare și o mie de alte virtuți, pe care socotim de prisos să le mai înșirăm aici, el asigurară un loc de vază în familie, având dreptul de a supraveghea și controla toate slugile din casă. Pe deasupra era el la care gusta macaroanele pentru a le păstra calitatea bună a tradiției casei. Și trebuie spus că nu îngăduia niciun bob de piper mai mult decât era necesar și nici o fărâmă de parmezan mai puțin. Bucuria lui fu cu adevărat mare în ziua când, chemat să împărtășească veina lui Cropol, fiul, i se dădu însărcinarea să picteze firma cu pricina. Se porni să scotocească plin de nerăbdare într-o lădițăuță, unde regăsi pensule puțin roase de șoareci, dar încă destul de bune, culorile în tuburile aproape uscate, uleiul de in dintr-o sticlă veșnic și o paletă care aparținuse cândva lui Bronzino, acel dio de la Piture, cum spunea în entuziasmul lui vechi, cu tineresc artistul de dincolo de munți. Pitrino își recăpătă astfel dintr-o dată întregul avânt de pe vremuri. Așa ilustra cum făcuse Rafael, își schimbă maniera și pictă în genul lui Albani, mai degrabă două zeițe în loc de două regine. Aceste doamne erau atât de grațioase pe firmă, ofereau privirilor uimite o asemenea îmbinare de crin și trandafir, rezultat încântător al schimbării această maniera lui Pitrino, și dezvăluiau atitudini de sirene atât de anacronice, încât primul magistrat municipal fu chemat să vadă sufletă importantă lucrare în casa lui Cropol, declarând numai decât că doamnele zugrăvite acolo erau prea frumoase și de un farmec prea înspusețit ca să poată figura pe o firmă în văzul lumii. Alteța sa regală domnul, care trece adesea prin orașul nostru, iar cinii pictorului, n-ar fi prea mulțumit să o vadă pe doamna ilustra lui mamă atât de despuiată și te-ar trimite fără îndoială în temnița statului, când în firma acestui glorios prinț nu este prea îngăduitoare. Șterge deci cele două sirene sau legenda aceea, altfel nu voi permite să atârni firma afară. Asta este binele dumitale, jupân Cropol, și al dumitale meștere Pitrino. Ce îi se putea răspunde la toate acestea? Trebuia să-i se mulțumească magistratului pentru bunăvoința lui, lucru pe care Cropol îl și făcu. Pitrino rămase însă abătut și posomorât, la pasămite știe el ce avea să urmeze după aceea. Într-adevăr, nici nu plecă bine edilul, că jupând Cropol își încruțișă brațe, chiep și spuse: "Ei bine, meștere, ce facem?" "Să ștergem legenda," răspunse cu amărăciune Pitrino. "Am aici un lac foarte bun și foarte negru. Dintr-o trăsătură acoperim firma și punem în loc de la Medicis un nume ar însemna nou, la două nimfe sau la două sirene, după cum îți va fi plăcerea." "Nu," zise Cropol, "Ana ca vă ține voința tatălui meu să nu fie împlinită. Tatăl meu ținea ca..." "Ținea la figuri," se grăbi să rostească Pitrino. "Semănătea la legendă," zise Cropol. "Dovada că ținea mai mult la figuri e că atunci când le-a comandat, voia ca ele să fie astoare, așa cu precum și sunt," replică Pitrino. "Dar chiar așa fiind, cine le-ar mai recunoaște fără legendă? Pe cate, astăzi chiar când în mintea locuitorilor din Blois, amintirea acestor persoane celebre destul de înelgurată,
Cine le-ar mai recunoaște Simțerina și Maria, dacă n-ar fi de desubt cuvinte la Medicis? Și atunci ce facem cu portretele? Zise Pitrino, deznădăjduit. Eu, încă tânărul Cropol avea dreptate. Nu vreau să pierd acest rod al strădanilor mele. Nici eu nu vreau ca dumneata să ajungi la închisoare, iar idei la ocnă. Să ștergem cuvântul Medicis, zise rugător Pitrino. Nu, răspunse cu hotărâre Cropol. Mi-a venit o idee grozavă. Firma va fi tot pictată de dumneata și cu aceeași legendă. Medici nu înseamnă în italiană medic. Și vei... Da, la plural. Vei comanda prin urmare o altă tablă la făurarul de alături, vei zugrăvi pe ea 6 medici, dar cum scrie dedesubt, la Medicis. Va fi un joc de cuvinte minunat. 6 medici? Dar cu neputință vine compoziția, strigă Pitrino. E, asta te privește, dar trebuie să fie așa. Vreau eu, altfel se termină macaroagendanele mele. Acest argument fu hotărător. Pitrino a trebuit să se supună, zugrăvi pe pânză cei 6 medici dinpreună cu lei respectivă. Magistratul se declară mulțumit și înconvință acum lucrarea. Firma a avut în oraș un succes nebun, ceea ce dovedea încă că poezia nu era făcută pentru burghezi, cum spunea Pitrino. Cropol, ca să-l despăgubească pe zugrav, atârnă în odaia sa de culcare, dar cu nimfele de pe vechea firmă, ceea ce o făcea pe doamna Cropol să roșească de câte ori le privea seara în timp ce se dezbrăca. Iată, a ajuns să aibă o firmă, clădirea cu acoperiș suguiat, iată dar cum afacerile mergându-i bine, hanul Medicis a trebuit să se tindă în fața așa cum am arătat, și iată dar cum se face că la Blois exista un han cu numele acesta, având ca proprietar pe jupânul Cropol, se îndeară ca pictor de casă pe meșterul Pitrino. Înșghebat în felul acesta și devenit cunoscut prin firma sa, hanul jupânului Cropol îndrepta cu pași repezi către o propășire temeinică. Stăpânul lui nu se gândea numai că trebuia să facă o avere mare, dar el trăgea în apișdea să-și dubleze cei 1000 de ludovici de aur moșteniți de la tatăl său, să mai câștige încă 1000 de ludovici din vânzarea casei și a materialelor, pentru ca Cropoi, în sfârșit, despovărat de orice griji, să trăiască fericit și fără nicio bătaie de cap ca orice burghez din Blois. Pitrinul, fiind lacom la câștig, primi cu o nespusă bucurie vestea sosirii regelui Ludovic al XIV-lea în oraș. El, nevasta lui, Tehanino și 2 bucătari, dă dură numai decât iama prin toate orătănile din ogradă, din pătul și din cotețe, astfel că în curtul lui Medicis se stârni o asemenea larmă de cărituri și de țipite cum nu se mai auzise nici când acolo. Vicontele de Bragelon, partea 3. În han nu se afla în momentul acela decât un singur călător. Era un bărbat de vreo 30 de ani, chipeș, înalt, ursuz, sau mai degrabă cu gesturi și priviri melancolice. Era îmbrăcat într-un surtuc de catifea neagră cu găitane de mărgele, un guler alb, simplu, ca al celor mai convinși puritani, îi scotea la iveală pielea curată și fina a gâtului tineresc, o mustăcioară subțire, blondă, abia dacă îi umbrea buza plină de freamăt și puțin disprețuitoare, când vorbea cu oamenii, îi privea în față fără prefecătorie, e drept dar și fără șovoială, în așa fel că lucirea ochilor săi albaștri silea adesea privirea celor asupra cărora se îndrepta să se plece în jos ca o spadă prea slabă în vălmășagul unei lupte aprige. Pe vremea aceea, când oamenii croiți din toți egali în fața lui Dumnezeu se împărțeau din pricina prejudecăților în 2 caste distincte, gentilom și muritor de rând, pe vremea aceea, zic, spuneam, bărbatul al cărui portret l-am evocat mai sus, nu se putea să nu fie luat drept un gentilom și încă de cea mai bună rasă. Ca să-ți dai seama de asta, era destul să-i privești mâinile lungi, fine și albe, ai căror mușchi și vinișoare se conturau sub pielea subțire, la cea mai mică mișcare și ale căror degete se înroșeau la cea mai ușoară strângere a pumnului.
Acest gentilom venise singur a hanului Crapol. Se instalase fără a mai sta pe gânduri și chiar fără a întreba de preț în apartamentul cel mai arătos în care îl condusese Crapol, mânat de lăcomia sa de bani, foarte condamnabilă după unii, foarte lăudabilă după alții, dacă se are în vedere că hangiul era un bun fizionomist și știa să cântărească oamenii de la cea mai dintâi privire. Acest apartament era compus din toată partea care se adăugase mai târziu la vechea casă cu fațada în formă de triunghi. Un mare salon luminat de două ferestre la catul întâi și o mică odăiță într-o parte și încă una deasupra. Dar de când sosise aici, gentilomul acesta abia dacă se atinsese de mâncarea ce îi se aducea în camera lui. Proprietarul nu-i adresase decât vreo două vorbe și acelea numai pentru a-l preveni că îl va căuta un călător cu numele de Paris, pe care va trebui să-l lase să urce în apartamentul său. După aceea căzuse într-o muțenie atât de adâncă încât Crapol se simțea aproape jignit, el căruia îi plăcea cu deosebire oamenii vorbăreți și amabili. În sfârșit, gentilomul se scula foarte des de dimineață în ziua când începe această povestire și se așeza la fereastra salonului, a plecat în afară, cu coatele rezemate de balustrada balconului, privind cu tristețe și cu luarea minte în susul și în josul străzii, fără îndoială spre a pândi sosirea călătorului despre care vorbise hangiul. În felul acesta, el avusese prilejul să vadă micul cortegiu al domnului, ce se întorcea de la vânătoare, ca apoi să se lase din nou în voia liniștii netulburate a orașului, adâncit în așteptarea sa. Deodată hărmălaia săracilor ce alergau în goană spre livești ogoare, a călăreților care porneau în toate părțile, a spălătorilor străzii, a îngrijitorilor casei regale, a băieților de prăvălie zăpăciți și guralivi, a căruțelor ce treceau cu zgomot, a bărbierilor chemați în grabă și a pajilor trimiși cu treburi, tot acest tărăboi și toată această vânzoleală îl surprinse și lui mi fără să-i știrbească însă cu nimic măreția neclintită și supremă, asemenea vulturului și leului care privesc cu seninătate și dispreț în jurul lui, fără să se sinchisească de strigătele și tropăiturile vânătorilor și gonacilor. Puțin după aceea, țipetele orătănilor sacrificate în ogradă, pașii pripiți ai doamnei Crapol, pe mica scară de lemn atât de îngustă și atât de sonoră, țopăitul neobișnuit al lui Pitrino, care numai de mult decât azi dimineață stătea în prag și trăgea din pipă cu nepăsarea unui olandez, toate acestea stârniră în călătorul nostru un început de nedumerire și de tulburare. Pe când tocmai se ridica pentru a se duce să ceară lămuriri, ușa odăii sale se deschise încet. Crezând că a sosit și a urcat la el musafirul așteptat cu o nerăbdare atât de mare, făcu cu un fel de grabă nestăpânită trei pași spre ușa ce se deschise larg dinaintea lui. Dar, în loc de înfățișarea pe care spera să o vadă, în fața lui se trezi cu mutra jupânului Crapol, iar la spatele acestuia, în penumbra scării, zări chipul destul de drăguț, încă acum urâțit din pricina curiozității, al doamnei Crapol, care aruncă o privire fugară chipeșului gentilom, apoi dispăru repede pe coridor. Crapol înaintă cu un aer zâmbitor, cu tichia în mână, mai mult îndoit decât înclinat. Străinul îl interogă cu un gest scurt, fără să rostească niciun cuvânt. Domnule, începu Crapol, tocmai veneam să vă întreb dacă, nu știu cum să vă spun, înălțimea voastră, domnule conte sau domnule marchiz... Zi, domnule, și spune repede ce vrei, răspunse străinul cu un accent tăios ce nu îngăduia nici vorbă lungă, nici replică. Tocmai veneam să vă întreb cum ați petrecut noaptea și dacă domnul are de gând să mai rămână în acest apartament. Da, voi mai rămâne. Dar, domnule, a intervenit o întâmplare la care noi nu ne-am așteptat. Ce întâmplare? Maestatea sa, Ludovic al XIV-lea, sosește astăzi în orașul nostru și se va odihni aici o zi, poate două. O adâncă uimire se zugrăvi pe chipul necunoscutului. Regele Franței vine la Blois? E pe drum, domnule. Atunci un motiv în plus ca să rămân,
zise necunoscutul. Foarte bine, domnule. Veți păstra însă întregul apartament? Nu te înțeleg. Pentru ce astăzi aș avea nevoie de mai puțin decât ieri? Fiindcă, domnule, înălțimea voastră îmi va gădui, să vă spun, ieri când v-ați ales apartamentul, n-am socotit de cuvință să fixez un preț care ar fi făcut pe înălțimea voastră să creadă că cer mai mult decât s-ar îngădui punga. Pe când astăzi, necunoscutul se înroși brusc, își puse în sinea lui că omul acesta îl consideră sărac și că îl jignește. Pe câtă vreme azi cer mai mult, nu? Adăugă el cu răceală în glas. Domnule, eu sunt un om înțelegător, slavă Domnului, și cu toate că nu par decât un biet hangiu, am în mine sânge de gentilom. Tatăl meu a fost slujitor și ofițer al domnului Dancrei. Dumnezeu să-i aibă în pază sufletul. Nu neg că este așa, domnul meu, dar vreau să știu și dacă se poate cât mai repede unde vrei să ajungi cu întrebările astea dumitale. Domnule, dumneavoastră sunteți prea înțelept pentru a nu vă da seama că orașul nostru este mic, iar curtea îl va năpădi. Casele vor fi tixite de oaspeți și, prin urmare, chiriile vor crește foarte mult. Necunoscutul roșii încă o dată. Spune ce pretenții ai, domnule, zise el. Am să vă spun fără un conjur, domnule, fiindcă vreau să câștig un ban pe cale cinstită și să fac o afacere fără să fiu nepoliticos sau grosolan. Dar apartamentul pe care îl ocupați este mare și dumneavoastră sunteți singur. Asta mă privește. Bineînțeles, de aceea nici nu-l anunc pe domnul. Necunoscutul se aprinse din nou la față. El arunca asupra bietului Cropol, scobărător dintr-un ofițer al domnului mareșal Dancrei, o privire care l-ar fi făcut să intre sub lespedea de pe faimoasa vatra căminului, dacă n-ar fi fost ținut locului de marea problemă a intereselor sale. Vrei să plec? Zise el. Vorbește limpede și mai repede. Domnule, nu m-ați înțeles. E foarte delicat ceea ce fac, dar m-am exprimat rău, poate, sau... Știu eu, fiindcă domnul este străin, căci se vede asta după accent. Într-adevăr, necunoscutul vorbea puțin cam hârâit din gâtlej, cu acea accentuare caracteristică englezilor, chiar și atunci când vorbesc foarte corect franțuzește. Fiindcă domnul este străin, după cum spun, este posibil să nu fi înțeles toate întorsăturile vorbirii mele. Vreau să spun că domnul ar putea să renunțe la una sau două din cele trei încăperi pe care le ocupă, ceea ce ar face ca chiria sa să scadă foarte mult, iar eu să mă simt cu conștiința împăcată, căci nu e ușor lucru să ridici fără noimă prețul camerelor atunci când ai onoarea să le închiriezi la un preț omenesc. Dar care este chiria de ieri? Domnule, un ludovic cu hrana și îngrijirea calului. Da. Și cea de azi? Tocmai aici e greutatea. Astăzi e ziua când sosește regele. Dacă vine curtea și petrece aici o noapte, atunci prețul chiriei sporește. Asta înseamnă că trei camere, a câte doi ludovici, fac șase ludovici. Doi ludovici, domnule, nu e mare lucru, dar șase ludovici e o sumă. Necunoscutul, din roșu ca ardeiul, se făcuse deodată alb ca varul. El scoase din buzunar cu o hotărâre eroică o pungă pe care era brodat un blazon și pe care o ținea ascunsă cu grijă în podul palmei. Această pungă era de o subțirime, de o moliciune și de o puținătate ce nu scăpară ochiului ager al lui Cropol. Necunoscutul răsturnă conținutul pungii în mână. Din ea apărură trei ludovici mari care valorau cât șase ludovici obișnuiți, adică atâta cât ceruse hangiu. Dar Cropol pretinsese să-i se plătească șase ludovici. Se uită deci la necunoscut ca și cum i-ar fi spus. Și restul? Mai rămâne un ludovic, nu-i așa, săpâne hangiu. Da, domnule, însă necunoscutul se mai scotoci în buzunarul de la pantalon și scoase tot ce găsise acolo. Un portofel mic, o cheie de aur și câteva monede de argint. Din aceste monede încropi încă un ludovic. Mulțumesc, domnule, zise Cropol.
Acum aș vrea să mai știu dacă domnul are de gând să rămână și mâine în apartament și în acest caz îl voi păstra. Pe când dacă domnul nu va mai rămâne aici, îl voi închiria oamenilor maiestății sale care vor veni să-l ceară. Ai dreptate, făcu necunoscutul după un răstim de gândire. Dar întrucât nu mai am bani, așa precum singur ai putut să vezi, și cum cu toate acestea vreau să păstrez apartamentul, va fi nevoie să vinzi dumneata în oraș acest diamant sau să-l păstrezi ca manet. Cropol cercetă îndelung diamantul, ceea ce făcu pe necunoscut să adauge. Aș fi mai bucuros să-l vinzi, domnule. Prețuiește 300 de pistoli. Un zaraf. Se găsește vreunul la Blois? Îți va da pe el 200, fie și 150. Ia oricât îți va da. Chiar de ți-ar oferi numai atât cât face prețul locuinței. Oh, domnule, exclamă Cropol, rușinat de inferioritatea în care îl punea dintr-o dată necunoscutul prin această renunțare atât de nobilă și de dezinteresată ca și prin răbdarea lui netulburată în fața atâtor pretenții și bănuieli. Oh, domnule, sper să nu fim jecmăniți la Blois, așa cum păreția crede. Și dacă diamantul prețuiește atât cât spuneți, necunoscutul fulgeră încă o dată pe Cropol cu privirea lui cenușii. Nu mă pricep, domnule, credeți-mă, bângui Hangiu. Dar argintarii se pricepi, întreabă-i pe ei, zise necunoscutul. Și acum vreau să cred că socotele noastre sunt încheiate, nu-i așa, domnule Hangiu? Da, domnule. Și spre marea mea hâmâhnire, căci mi-e tare teamă să nu-l fi jignit cumva pe domnul. Fii pe pace, răspunse necunoscutul, cu acea maestate pe care o dă atotputernicia. Sau să fi lăsat a se crede că am vrut să-l storc pe un nobil călător. Gândiți-vă, domnule, la aceste împrejurări... Să nu mai vorbim. Să nu mai vorbim despre asta, rogu-te. Și acum vine voiește, am lăsat singur. Cropol se ploconi până la pământ și ieși ca un mielușel. Se simțea cât de colo că este făstăcit, ceea ce dovedea că avea o inimă bună și că era frământat de adevărate remușcări. Necunoscutul închise ușa în urma lui și după ce rămăsese singur, se uită în fundul pungii, de unde scosese săculețul de mătase în care era înfășurat diamantul, unica lui avere. Își cercetă de asemenea buzunarele goale, privi hârtiile din portofel și se încredință pe deplin de marea strâmtoare în care se găsea. Atunci își ridică ochii spre cer cu un gest sublim de implorare și deznădejde, își șterse cu mâna tremurândă cele câteva broboane de sudoare ce îl brăzdau nobil la frunte, apoi își îndreptă spre pământ privirea încununată, altădată de o blândețe divină. Furtuna trecuse acum departe de el, de parcă cerul i-ar fi ascultat rugile izvorâte din adâncul sufletului său. Se îndreptă spre fereastră, își reluă locul pe pervaz și rămase acolo nemișcat, surd, mut, până în clipa când văzduhul începu să se întunece, iar primele făclii prinse raluci pe strada înmiresmată, dând de veste că e timpul să se aprindă luminile la toate ferestrele orașului. În timp ce necunoscutul privea cu multă atenție spre aceste lumini și își ațintea urechea la orice zgomot din jur, jupânul Cropol intră în odaie, urmat de două slugi care așezară masa. Dar necunoscutul aproape că nici nu-i băgă de seamă. Atunci Cropol, apropiindu-se de oaspetele său, îi șopti la ureche cu adânc respect. Domnule, diamantul a fost prețuit. Ah, tresări călătorul. Cât anume? Argintarul alteței sale regale dă pe el 280 de pistoli. Îi ai? Am crezut de datoria mea să iau. Totuși, în condițiile vânzării, am pus-o și pe aceea că, dacă domnul dorește să păstreze diamantul, atunci când va primi fonduri, diamantul îi va fi restituit. Nici nu mă gândesc. Ți-am spus să-l vinzi. În cazul acesta, m-am supus, sau aproape, întrucât fără să-l fi vândut cu adevărat, am și luat banii pe el. Oprește ce ți se cuvine, adăugă necunoscutul. Domnule, o voi face pentru că o cereți. Un zâmbet trist flutură pe buzele gentilomului. Pune banii pe dulapul acela, zise el, întorcând numai decât spatele,
după ce arătă cu un gest scurt mobila. Cropol lăsă pe dulap o pungă destul de mare, din care își oprise suma cuvenită pentru chirie. Acum, rosti el după aceea, domnul îmi va face plăcerea de a binevoi să ia masa. Știu că ați refuzat prânzul, ceea ce este o jignire pentru casa Medicis. Poftim, domnule, cina e gata și îndrăznesc chiar să adaug că nu e de disprețuit. Necunoscutul ceru un pahar de vin, rupse un coltuc de pâine și începu să mănânce și să bea fără să se depărteze de la fereastră. Deodată se auzi un mare zvon de fanfare și de trâmbițe și în depărtare țâșniră strigăte ascuțite, un zumzet nedeslușit umplu partea de jos a orașului și cel dintâi zgomot limpede ce lovi urechea străinului fu tropotul cailor ce se apropiau. Regele, regele, striga mulcimea care dăduse buzna în stradă. Regele, repetă Cropol, părăsindu-și oaspetele și uită de bucatele sale pentru a se duce să-și astâmpere curiozitatea. Odată cu el se repezi pe scară Val Vârtej, doamna Cropol, Pitrino, ajutoarele și slugile de la bucătărie. Cortegiul înainta încet, sub lumina miilor de făclii aprinse fie pe stradă, fie la ferestrele caselor. După o campanie de mușchetari și un corp de gentilomi, în rândul înțesate, venea litiera domnului cardinal de Mazaren, trasă ca o trăsură de 4 cai negri. Pași și oameni din serviciul cardinalului pășeau în urma ei. Venea apoi trăsura reginei mame, cu domnișoarele de onoare în portiere și cu gentilomii săi călări, pe de-o parte și pe de alta. Pe urmă se ivi regele, călare pe un frumos armăsar de rasă saxonă cu o coamă bogată. Tânărul prinț își arăta, salutând ferestrele de unde porneau aclamațiile cele mai însuflețite, chipul său nobil și fermecător, luminat de faclele pajilor. De o parte și de alta regelui, dar la 2 pași mai înapoi, prințul de Condé, domnul d'Anjou și 20 de alți curteni, dinpreună cu oameni și cu lucrurile lor, încheiau acest cortegiu cu adevărat măreț. Alaiul înainta într-o ordine militarească. Numai o parte dintre curteni, îndeoseb cei bătrâni, purtau veșmântul de călătorie. Aproape toți erau îmbrăcați în ținută de război. Mulți aveau la gât platoșa de metal și pieptarul de piele, ca pe vremea lui Henric al IV-lea sau lui Ludovic al XIII-lea. Când regele trecu prin dreptul lui, necunoscutul care se aplecase peste balcon ca să vadă mai bine și care își ascunsese fața acoperind-o cu brațul, își simți pieptul năpădit de un mare și amar năduf. Sunetul trâmbițelor și zăpăceala cu totul nouă, aclamațiile poporului, îl asurzeau. O clipă se lăsa amețit de valul acesta de lumini, de freamătul și de imaginile strălucitoare de acolo. El e regele, murmură cu un accent atât de adânc de deznădejde și de durere, încât geamătul glasului său trebuie să fi ridicat până la picioarele tronului ceresc. Apoi, înainte de a se fi trezit din mohorâta lui visare, toată larma și toată strălucirea de jos se risipi. În colțul străzii, sub balconul unde stătea străinul, nu se mai auzeau decât câteva glasuri răzlețe și răgușite ce strigau din timp în timp: Trăiască regele! Nu se mai vedeau de asemenea decât 6 lumânări pe care le ținuse în mână cei de la Hanul Medicis, adică 2 Cropol, 2 Pitrino și câte una pentru fiecare din cei 2 slujitori de la bucătărie. Cropol nu se mai putea opri să nu repete. Câte de chipeș regele și câte de bine seamănă cu răposatul ilustrul său părinte. Ba chiar mai frumos, zicea Pitrino. Și ce înfățișare mândră are, adăugă doamna Cropol, care își începuse sporovoiala cu vecinii și vecinele sale. Cropol întărea această vorbărie cu observațiile lui personale, fără să bage de seamă că un bătrân care mergea pe jos trăgând de căpăstru unui cal irlandez încerca să răzbată printre bărbații și femeile ce se opriseră în drum în fața Hanului Medicis. Tocmai în acel moment, glasul străinului răsună la fereastră. Fă-i loc, domnule Hangiu, ca să poată ajunge până la poarta dumitale. Cropol întoarse capul și, văzându-l abia acum pe bătrân, îi făcu loc să treacă. Fereastra se deschise. Pitrino îi arătă calea noului venit, care intră în curte fără să fi scos o vorbă.
Străinul îl aștepta sus, în capul scării. Întinse brațul spre bătrân și arătă un scaun, dar acesta se împotrivi să stea. O, nu, 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 my lord, zise el. Să mă așez în fața dumneavoastră? Nu, niciodată. Pari, exclamă gentilomul. Te rog, dumneata vii din Anglia de o depărtare atât de mare. Ah, la vârsta dumitale s-ar cuveni să fii cruțat de oboseli ca cele la care ești supus slujindu-mă pe mine. Haide, haide, odihnește-te. Înainte de toate, v-am adus un răspuns, my lord. Pari, te implor, nu-mi spune nimic, căci dacă vestea ar fi fost bună, n-ai începe în felul acesta. Vorbește pe ocolite, ceea ce înseamnă că vestea e proastă, nu? My lord, zise bătrânul, nu vă tulburați înainte de vreme. Totul nu este pierdut, nădăjduiesc. E nevoie de voință, de stăruință și mai cu seamă de resemnare. Pari, răspunse tânărul, am venit aici singur înfruntând mii de curse și mii de primejdi. Asta nu înseamnă voință. M-am gândit la această călătorie timp de 10 ani, fără să țin seamă de niciun sfat și de nicio piedică. Asta nu înseamnă stăruință. Astă seară am vândut cel din urmă diamant al tatălui meu, fiindcă nu mai aveam cu ce plăti adăpostul și hangiul voia să mă alunge. Pari făcu un gest de indignare, la care tânărul răspunse printr-o apăsare a mâinii și printr-un surâs. Mai am încă 274 de pistoli și mă socotesc bogat. Nu deznădăjduiesc, Pari. Asta nu înseamnă resemnare. Bătrânul își ridică spre cer brațele sare tremurătoare. Haide, haide, zise tânărul, nu mi-ascunde nimic. Ce s-a întâmplat? Povestea mea va fi scurtă, my lord, dar în numele cerului, nu tremurați așa. Tremur de nerăbdare, Pari. S-auzim, ce ți-a spus generalul? Mai întâi generalul n-a voit să mă primească. Te-a luat drept o scoadă, nu? Da, my lord. Însă i-am trimis o scrisoare și a primit-o și a citit-o, my lord. Scrisoarea aceea lămurea totul, starea mea, năzuințele mele. Oh, da, zise Pari, cu un zâmbet trist. Ea exprima tocmai gândurile dumneavoastră. Atunci, Pari? Atunci generalul mi-a trimis înapoi scrisoarea printr-un aghiotant, făcându-mi cunoscut că dacă a doua zi mă voi afla încă sub raza comandamentului său, va pune să fiu arestat. Arestat? Murmură tânărul. Arestat tu, cel mai credincios slujitor al meu? Da, my lord. Și semnase-și cu numele întreg Pari? Foarte deslușit, my lord. Iar aghiotantul mă cunoștea încă de la St. James și de la Whitehall. Tânărul lăsă capul în jos, îngândurat și posomorât. Asta a făcut-o de față cu oamenii lui, zise el, încercând să dea înțeles lucrurilor. Dar pe ascuns între voi doi, ce s-a întâmplat? Spune! Ah, my lord, a trimis 4 călăreți care mi-au dat calul pe care m-ați văzut întorcându-mă. Acești călăreți m-au condus în mare grabă până în micul port Tembi, m-au aruncat mai mult decât m-au îmbarcat într-un vas pescăresc ce tocmai pornea spre Bretania și... iată-mă aici. Of, 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 of. Oftă tânărul, strângându-și cu mâna încordată bărbia, spre a-și înăbuși un hoho de plâns. Pari, asta-i tot? Asta-i tot, Pari? Da, my lord, asta e tot. După acel scurt răspuns al lui Pari, urmă un lung răstimp de tăcere. Nu se auzea decât călcâiul nervos al tânărului ce bătea dușumeaua cu furie. Bătrânul încercă să schimbe vorba, deoarece convorbirea aceasta răscolea gânduri prea negre. My lord, zise el, ce era cu toată hărmălaia aceea dinaintea sosirii mele? Cine sunt oamenii aceia care strigă, trăiască regele? De care rege e vorba? Și pentru ce sunt atâtea lumini aprinse? Ah, Pari, tu nu știi încă, răspunse cu ironie tânărul. Regele Franței care vizitează bunul lui oraș Blois. Toate aceste trâmbețe sunt ale lui. Toate aceste podoabe scoase la fereste sunt pentru el. Toți acești gentilomi poartă spade care aparțin lui.
Mama lui a trecut înainte, într-o trăsură încrustată cu aur și argint. Fericită mamă! Ministrul său îi agonisește milioanele și îl conduce la o logodnică bogată. De aceea poporul se bucură, își iubește regele și îl mângâie cu aclamații strigând: trăiască regele, trăiască regele! Bine, bine, my lord, zise Parry, pe care această nouă convorbire îl îndureră și mai mult decât cea de mai înainte. Tu știi, reluă necunoscutul, că în timp ce toate acestea se petrec în cinstea regelui Ludovic al XIV-lea, mama mea și sora mea nu mai au niciun ban și nu au ce mânca. Tu știi că eu însumi voi fi un nenorocit și un izgonit peste 15 zile, când toată Europa va afla cele ce mi-ai povestit acum. Parry, sunt cazuri când un om în situația mea, my lord, în numele cerului, my lord. Ai dreptate, Parry, sunt un laș. Și dacă eu însumi nu fac nimic pentru mine, atunci ce-ar putea face Dumnezeu? Nu, 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 mai am două brațe, Parry. Am și o spadă. Și-și lovi cu putere brațul cu palma, apoi smulse spada agățată în cui. Ce vreți să faceți, milord? Ce vreau să fac, Parry? Ceea ce fac toți în familia mea. Mama trăiește din mila altora, sora mea cerșește pentru mama, am pe undeva frați care cerșesc și ei. Eu, cel mai mare dintre toți, voi face la fel ca ei. Mă duc să cer de pomar. Și după aceste cuvinte curmate brusc de un râs nervos ce dădea fior tânărului, își încinse spada, își luă pălăria de pe dulap, își aruncă pe umeri o mantie neagră pe care o purtase tot timpul drumului și, strângând mâinile bătrânului care privea cu neliniște, zise: bunul meu, Parry, pune să-ți facă focul, bea, mănâncă, dormi, fii liniștit, să fim amândoi fericiți. Prietenul meu credincios, singurul meu prieten, căci suntem bogați ca niște regi. Izbi cu pumnul în sacul cu pistoli, care căzuse greu pe podea, și începu să râdă, dar un rânjet îngrozitor, care îl speriase pe Parry. Apoi, în timp ce toată casa țipa, cânta și se pregătea să primească și să găzduiască noi călători care își trimiteau valeți înainte, el străbătu sala cea mare și ieși în stradă, unde bătrânul care dusese la fereastră îl pierdu din ochi după câteva clipe. S-a văzut în descrierea pe care am încercat-o să o facem că intrarea regelui Ludovic al XIV-lea în orașul Blois a fost pe cât de zgomotoasă, pe atât de strălucitoare, astfel încât tânărul monarh părea să fi fost întru totul mulțumit. Ajungând sub porticul castelului, regele găsi acolo, înconjurat de gărzile și de gentilomii săi, pe altețea sa regală ducele Gaston de Orleans, a cărui înfățișare, și așa plină de măreție, împrumutase pentru împrejurarea solemnă la care lua parte o nouă strălucire și o nouă demnitate. La rândul ei, doamna, gătită în cele mai frumoase veșminte de ceremonie, aștepta într-un balcon dinăuntru intrarea nepotului său. Toate ferestrele vechiului castel, atât de pustiu și de mohorât de zilele obișnuite, scânteiau acum de mulțimea femeilor și a făcliilor. Așadar, în sunetul tobelor, al trâmbețelor și al uralelor, tânărul rege păși pragul acestui castel, în care Henric al III-lea, cu 70 de ani în urmă, chemase în sprijinul său asasinatul și trădarea, spre a-și păstra pe cap și în casă o coroană ce începuse să se alunece de pe frunte pentru a cădea în mâinile altei familii. Toate privirile, după ce l-admiraseră pe tânărul rege, atât de frumos, atât de fermecător, atât de nobil, se întoarseră către celălalt rege al Franței. Rege, se înțelege, în alt fel decât cel dintâi, atât de bătrân, atât de palid, atât de încovoiat, ce se numea cardinalul Mazarin. Ludovic era înzestrat atunci cu toate acele daruri ale firii care îl pot face desăvârșit pe un gentilom. Avea o privire blândă și scânteietoare, de un albastru senin, sclipitor, dar cei mai pricepuți fizionomiști, acești exploratori ai sufletelor,
ațintindu-și ochii asupra lui, dacă i-ar fi fost îngăduit, unui supus să înfrunte privirea regelui, cei mai primejdioși fizionomiști, spuneam, n-ar fi putut să pătrundă niciodată în străfundurile acestei genunchi de blândețe, deoarece ochii regelui aveau ceva ce semăna cu adâncimea nesfârșită a văzduhului albastru sau cu acea mai îngrozitoare, dar aproape tot atât de sublimă, pe care Mediterana o dezvăluie în fața corăbierilor într-o frumoasă zi de vară, ca o uriașă oglindă în care cerul își răsfrânge când stelele, când furtunile lui. Regele era scurt de statură, abia dacă avea 5 picioare și 2 șchioape. Dar tinerețea lui făcea să se treacă peste acest cusur, răsplătit de alminteri printr-o mare noblețe a mișcărilor și printr-o anumită iscusință ce observa în toate gesturile sale. Era fără îndoială încă de pe acum un rege și era mare lucru să fii rege într-o vreme când respectul și supunerea intraseră în tradiție. Dar cum până atunci fusese rare ori și numai în fugă arătat poporului, iar acum cei care aveau prilejul să admire o vedeau alături de el pe mama sa, o femeie înaltă, și pe domnul cardinal, un bărbat foarte impunător, mulți îl gustau prea puțin pe rege și puteau să spună: regele e mai mic decât domnul cardinal. În pofida acestor observații ce se făcea pe seama înfățișării sale, mai ales în capitală, tânărul prinț fu primit ca un zeu de către locuitorii din Blois și aproape ca un rege de către unchiul și mătușa lui, domnul și doamna, locuitorii castelului. Totuși se cuvine să spunem, când ajunseră în sala de primire și văzu jilțuri de aceeași mărime pentru el, pentru mama lui, pentru cardinal, pentru mătușa și unchiul său, amănunt bine ascuns datorită așezărilor într-o formă pe jumătate circulară, Ludovic al XIV-lea se făcu stacojiu de mânie și șroti ochii în jurul său spre a se încredința după fețele celor prezenți dacă această umilire îi fusese pregătită din adins. Dar cum nu văzu nimic pe chipul nepăsător al cardinalului, nimic pe acel al mamei sale și nici pe ale celorlalte persoane prezente, se resemnă și se așeză, având însă grijă să se așeze în jilț înaintea tuturor. Gentilomii și doamnele de onoare fură prezentați maestăților lor și domnului cardinal. Regele observă că atât el cât și mama lui cunoșteau mai rar numele celor ce le erau prezentați, pe câtă vreme cardinalul, dimpotrivă, nu pierdea niciun prilej de a vorbi fiecăruia cu o ținere de minte și o prezență de spirit uimitoare despre pământurile, despre strămoșii sau despre copiii respectivului, ale căror nume le și pomenea adesea, lucru ce-i încânta pe acești nobili de provincie și-și întărea în credința lor că numai acela este cu adevărat rege care îi cunoaște bine supușii, așa cum nici soarele nu are pereche, fiindcă numai el poate să încălzească și să lumineze. Studiul tânărului rege începu încă din primele clipe fără ca cineva să prindă de veste și continua deci și acum, când el privea cu luarea minte acele chipuri care mai întâi îi se păruseră lipsite de însemnătate și prea puțin demne de a fi cercetate, încercând să deslușească ceva în trăsăturile lor. Se servi o gustare. Regele, fără a îndrăzni să ceară aceasta de la ospitalitatea unchiului său, o aștepta încă cu multă nerăbdare. Acum cel puțin se vor da toate onorurile cuvenite, dacă nu rangului său, măcar poftei sale de mâncare. Cât despre cardinal, el se mulțumi să atingă cu buzele veștejite o supă servită într-o ceașcă de aur. Ministrul atotputernic care răpise mamei regența, regelui regalitatea, nu putuse să smulgă naturii un stomac mai teafă. Ana de Austria, suferind de un cancer, care 6 sau 8 ani mai târziu avea să-i aducă moartea, nu mânca nici ea mai mult decât cardinal. În ceea ce îl privește pe domnul, buimăcit încă din pricina marelui eveniment ce se petrecea în viața lui provincială, nu mânca nici atât. Singură doamna, ca o adevărată Lorena, îi ținea piept maestății sale, în așa fel că Ludovic al XIV-lea, care fără partener ar fi mâncat aproape singur, îi fu recunoscător mătușii lui, mai întâi, pe urmă domnului de Saint-Remy, al doilea, majordomul ei, care se recomandase în toată puterea cuvântului. Gustarea odată sfârșită, la un semn de înconvințare al domnului de Mazaren, regele se ridică și, la invitația mătușii sale, trecu prin fața rândurilor de oaspeți.
Doamnele, observar atunci, sunt anumite lucruri care nu le scapă niciodată femeilor, la Bloaca și la Paris, doamnele observar atunci că Ludovic al XIV-lea avea privirea sigură și îndrăzneață, ceea ce însemna pentru frumusețile de soi că avea de-a face cu un cunoscător distins. Bărbații, la rândul lor, băgară de seamă că prințul era mândru și semeț și că îi plăcea să vadă cum cei care îl priveau prea lung sau prea direct își lasă ochii în jos în fața lui, lucru ce părea să prevestească un adevărat stăpân. Ludovic al XIV-lea făcuse cam o treime din această trecere în revistă când, în urechi, îi răsună un cuvânt rostit de eminența sa care se întreținea cu domnul. Acest cuvânt era un nume de femeie. Cum auzi acest cuvânt, Ludovic al XIV-lea nu mai pricepu, sau mai degrabă, nu mai asculta altceva și, neglijând arcul cercului care aștepta vizita sa, nu a avut altă grijă decât să ajungă mai repede la capătul șirului de invitați. Domnul Ca, un adevărat curtean, îl întreba pe eminența sa despre sănătatea nepoatelor lui. Într-adevăr, cu 5 sau 6 ani în urmă, cardinalului, îi sosiseră din Italia 3 nepoate, Hortensia, Olimpia și Maria de Medici. Domnul se interesa deci de sănătatea nepoatelor cardinalului. Îi părea rău, spunea el, că nu are fericirea de le primi în casa lui odată cu unchiul lor. Se făcuseră desigur mai frumoase și mai grațioase, așa cum își îngăduiau de felul lor să fie atunci când domnul le văzuse întâia oară. Ceea ce îl surprinsese la început pe rege era un anumit contrast în glasurile celor doi vorbitori. Vocea domnului era potolită și firească atunci când punea aceste întrebări, pe câtă vreme aceea domnului de Mazaren sărea cu un ton și jumătate mai sus ca să-i răspundă deasupra sunetului obișnuit al vorbirii sale. S-ar fi zis că prin această voce cardinalul voia să atingă cu tot din adinsul la capătul celălalt al sălii o ureche ce se depărtase prea mult de el. Monseniore, spuse el, domnișoarele de medici mai au încă să-și desăvârșească educația, să-și împlinească îndatoririle, să-și facă un rost în viață. Șederea la o curte tânără și strălucitoare le poate dăuna întrucâtva. La cea de-a doua frază, Ludovic zâmbi cu tristețe. Curtea era tânără, nimic de zis, dar zgârcenia cardinalului avusese grijă cu ea să nu fie și strălucitoare. Dar n-aveți desigur intenția, zise domnul, să le închideți în mănăstire sau să le faceți burgheze? Câtuși de puțin, răspunse cardinalul, acceptând pronunția sa italiană în așa fel că din dulce și catifelată cum era, deveni aspră și tremurătoare. Câtuși de puțin, m-am gândit și sunt hotărât să le mărit și cât mai bine cu putință. Partidele bune nu vor lipsi, domnule cardinal, adăugă domnul cu bunăvoința unui neguțător care își felicită confratele. Așa nădăjduiesc și eu, monseniore, cu atât mai mult cu cât Dumnezeu le-a înzestrat deopotrivă cu grație, înțelepciune și frumusețe. În timpul acestei convorbiri, Ludovic al XIV-lea, însoțit de doamna, încheia, după cum am mai spus, cercul prezentărilor. Domnișoara Ornon, spunea prințesa, prezentând maestății sale o blondă grasă de 22 de ani, care la o serbeară câmpenească ar fi fost luată drept o țărancă gătită ca de duminică, domnișoara Orno, fiica profesoarei mele de muzică. Regele zâmbi. Doamna nu izbutise niciodată să scoată 4 note cum se cade din lăută sau din clavecin. Domnișoara Or de Montale, continuă doamna, fată foarte bună și foarte îndatoritoare. De asta dată nu mai era regele acela care surâdea, ci tânăra fată prezentată, deoarece pentru prima oară în viața ei o auzea pe doamna care de obicei nu răsfăța deloc, atribuindu-i însușiri atât de lăudabile. Și Montale, vechea noastră cunoștință, făcu o plecăciune adâncă în fața maestății sale, dar asta nu numai din respect, ci din nevoie, căci trebuia să-și ascundă o anumită strângere a buzelor, gata să înceapă a râde, lucru căruia regele ar fi putut să-i dea alt înțeles decât cel adevărat. Și exact în această clipă regele auzi cuvântul care îl făcu să tresară. Iar cea de-a treia se numește, întrebă domnul,
Maria, monseniore, răspunse cardinalul. Era fără îndoială în acest cuvânt un fel de putere magică, deoarece, după cum am spus, regele tresări auzindu-l și trăgându-o pe doamna spre mijlocul cercului, ca și cum ar fi vrut să o întrebe ceva în șoaptă, dar în realitate ca să se apropie de cardinal. Doamnă, zise el râzând și cu jumătate de glas, perceptorul meu de geografie nu mi-a arătat niciodată că Blois se află la o depărtare atât de mare de Paris. Ce vrei să spui, nepoate? Întrebă doamna. Că pe cât se pare, modei ar trebui într-adevăr câțiva ani ca să străbată această depărtare. Privește aceste domnișoare. E bine, le cunosc. Unele sunt foarte frumoase. Nu spune asta prea tare, domnule, că nu cumva să le turburi cumva minții. Așteaptă, așteaptă, scumpă mătușă, zise regele zâmbind. Partea a doua frazei mele menite să o îndrepte pe cea din tâi. E bine, scumpă mătușe, unele par prea bătrâne, iar altele urâte, din pricina modei lor rămase în urmă cu 10 ani. Dar, sir, Blois cu toate acestea numai la 5 zile de Paris. Întocmai, zise regele, 2 ani de întârziere pentru fiecare zi. Ah, găsești într-adevăr? E ciudat, eu n-am băgat de seamă. Uite, mătușe, urmă Ludovic al XIV-lea, apropiindu-se tot mai mult de Mazarin sub motiv că încearcă să privească mai bine. Uite, alături de aceste zorzoane învechite și de aceste pieptănături pretențioase, privește rochia cea albă atât de simplă. E una din domnișoarele de onoare ale mamei. Bănuiesc, cred, deși n-o cunosc. Iată ce ținută modestă, ce înfățișare grațioasă, minunat. Asta e o femeie pe câtă vreme toate celelalte nu-s decât îmbrăcăminte. Dragul meu nepot, replică doamna râzând, îngăduie-mi să-ți spun că, de data asta, știința dumitare de ghicitor a dat greș. Persoana pe care o lauzi nu e pariziană, ci e de aici, din Blois. O, mătușă, făcu regele cu un aer de îndoială. Apropie-te, Louise, zise doamna, și tânăra fată pe care noi am cunoscut-o mai înainte sub acest nume se apropie sfioasă, îmbujorată și aproape încovoiată sub privirea regală. Domnișoara Louise François, de la Bon-la-Blanche, fica marchizului La Valier, rosti doamna ceremonios către rege. Tânăra fată se înclină cu atâta farmec sub povara sficiunii fără margini pe care o pricinuia prezența regelui, încât acestuia privind-o îi scăpară câteva cuvinte din convorbirea dintre cardinal și domnul. Fica vitregă, urmă doamna, a domnului de Saint-Rémy, majordomul meu, care a supravegheat pregătirea acestei gustoase frituri împănate ce i-a plăcut atât de mult maestății voastre. Vicontele de Bragelon, partea 4. Nu există farmec, frumusețe sau tinerețe care să fi putut rămâne nepăsătoare la aceste cuvinte. Regele surâse, fie că doamna făcuse o glumă sau spusese numai o naivitate, vorbele ei distruseră deodată în chip nemilos tot ceea ce Ludovic găsea încântător și poetic la tânăra fată. Domnișoara de la Valie nu mai era acum pentru doamna și vai și nici pentru rege, decât o fată vitregă a unui om înzestrat cu marea pricepere de a pregăti friptura de curcan. Dar așa sunt făcuți prinții, tot așa erau și zeii din Olimp. Diana și Venera le înjoseau probabil la fel pe frumoasa Alemena și pe biata Io, atunci când între ambrozie și nectar aduceau vorba despre frumusețile muritoare la masa lui Jupiter. Noroc că Luiza era înclinată atât de adânc încât nu auzise cuvintele doamnei și nu văzu nici zâmbetul regelui. Într-adevăr, dacă nevinovata copilă care avea atâta gust încât ea singură dintre toate prietenele ei se gândise să se îmbrace în alb, dacă această porumbiță gata să simtă adierea celei mai mici dureri ar fi fost atinsă de crudele cuvinte ale doamnei sau de zâmbetul egoist și rece al regelui, ar fi murit pe loc. Și nici însăși Montale, fata cu cele mai năstrușnice idei, n-ar fi încercat să o mai readucă la viață, întrucât ridicolul ucide totul, chiar și frumusețea. Din fericire însă, după cum am spus, Louise, în ale cărui urechi voia un zumzet neînțeles și a cărei privire era încetoșată ca într-un văl, Louise nu văzuse nimic,
iar regele, care stătea tot timpul cu urechea țintită la convorbirea dintre cardinal și unchiul său, se grăbi să se întoarcă din nou alături de ei. Ajunse tocmai în clipa când Mazarin încheia zicând: Maria, dimpreună cu surorile ei, pleacă în acest moment la Bruaj. Am hotărât să urmeze țărmul celălalt al Loarei, spre deosebire de acela pe care am venit noi și, dacă fac bine socoteala, după ordinele pe care le-am dat, mâine ele trebuie să fie cam în dreptul orașului Blois. Aceste cuvinte fură rostite cu acel tact, cu acea măsură și cu acea stăpânire în ton, în intențiile și dorințele care făcea din signor Giulio Mazarin cel mai mare comedian al lumii. Drept rezultat, ele se îndreptară direct către inima lui Ludovic al XIV-lea, în așa fel încât cardinalul, întorcând capul la uzul pașilor maestății sale care se apropia, citind numai decât efectul pe fața elevului său, efect pe care o ușoară îmbujorare îl trădă în ochii eminenței sale. De-al minter, cum putea să nu observe această mică taină cel al cărui și retenie se jucase timp de 20 de ani cu toți diplomații Europei? De aceea, îndată ce aceste cuvinte din urmă fură rostite, s-ar fi zis că tânărul rege a fost străpuns de o săgeată înveninată drept în inimă. Nu-și mai găsea liniștea, își plimba mereu privirea rătăcită, ursuză, stinsă, asupra întregii adunări. O întrebă din ochi de 20 de ori pe regina mamă, dar aceasta, bucuroasă că putea să stea de vorbă cu cumnata sa și reținută mai mult de căutătura poruncitoare a lui Mazarin, nu părea să înțeleagă rugămințile înăbușite din privirile fiului ei. Din clipa aceea, muzică, flori, lumini, frumusețe, totul deveni nesuferit și searbăt pentru Ludovic al XIV-lea. După ce își mușcă de 100 de ori buzele, frământându-și brațele și picioarele ca un copil bine crescut, care, neîndrăznind să caște, folosește toate mijloacele spre a-și mărturisi plictiseala, nu fără a-și implora încă o dată în zadar mama și ministrul, își îndreptă o privire deznădăjduită către ușă, adică spre libertate. În acea ușă, încadrat pe pervazul de care stătea rezemat el, văzu o figură bărbătească, mândră și puternică, un chip oacheș, cu un nas coroiat, cu privirea aspră, dar scânteietoare, cu părul lung și ușor încărunțit, cu mustața neagră, adevărată palidă de frumusețe ostășească, în al cărui pieptar mai strălucea ca oglinda, se răsfrângea toate razele de lumină ce se loveau în el, pentru a se risipi apoi în mii de sclipiri. Acest ofițer purta pe cap o pălărie cenușie cu pană roșie, dovadă că fusese adus acolo de serviciul său, iar nici de cum de propria lui plăcere. Dacă ar fi fost adus de plăcerea sa, dacă ar fi fost curtean în loc să fie soldat, cum plăcerea se plătește întotdeauna cu un preț oarecare, el și-ar fi ținut acum pălăria în mână, ceea ce dovedea însă și mai mult că acest ofițer era în serviciu și își îndeplinea o sarcină care era obișnuită și care se credea că supraveghea cu brațele încrucișate, cu o nepăsare bătătoare la ochi și cu o mare plictiseală bucuriile și mâhnirile acestei sărbări. Se părea totuși că, asemenea unui filozof, și toți soldații bătrâni sunt niște filozofi în felul lor. Se părea totuși că el înțelege mult mai bine mâhnirile decât bucuriile. Din unele știa să culeagă însă foloase, ferindu-se pe cât putea de celelalte. Stătea așadar acolo rezemat, după cum am spus, de pervazul sculptat al ușii, când privirea tristă și obositoare a regelui a întâlnit din întâmplare pe a sa. Nu era întâia oară, pe cât se pare, când ochii ofițerului îl întâlneau pe al regelui, înțelegând bine și lumina și îngândurarea lor. Căci de îndată ce își opri privirea asupra feței lui Ludovic al XIV-lea, ca și cum ar fi citit în trăsăturile acestui chip tot ce se petrecea în sufletul său, adică toată mâhnirea care l-a păsa, precum și dorința șovăitoare de a pleca, dorință ce clocotea în adâncul inimii lui, ofițerul își dădu seama că avea datoria să vină în sprijinul regelui, chiar dacă el nu i-ar fi cerut acest lucru, să-l slujească aproape fără voia lui și plin de cutezanță, ca și cum ar fi comandat cavalerie într-o zi de bătălie, strigă cu o voce răsunătoare: Mușchetari ai maestății sale, la rege! La aceste cuvinte, care avură efectul unei rostogoliri de tunete, acoperind orchestra, cântecele, zumzetele și forfota de acolo, cardinalul și regina mamă își ațintiră deodată ochii către maestatea sa. Ludovic al XIV-lea, palid, dar hotărât,
susținut de intenția propriului său gând pe care îl regăsise în privirea ofițerului de mușchetari și care se manifestase prin ordinul dat, se ridică din jilțul său și făcu un pas spre ușă. Pleci, fiul meu, zise regina, în timp ce Mazarin se mulțumea să pună aceeași întrebare numai cu privirea sa, care ar fi putut să pară blândă dacă n-ar fi fost atât de pătrunzătoare. Da, doamnă, răspunse regele, mă simt obosit și, afară de asta, am descris în astă seară. Un zâmbet flutură pe buzele ministrului, care, cu un semn din cap, părea a-l înconvința pe rege să plece. Domnul și doamna se grăbiră atunci să dea ordinul de rigoare ofițerilor ce se prezentaseră. Regele salută, străbătu sala și ajunse la ușă. Aici un șir de 20 de mușchetari aștepta pe maestatea sa. La capătul acestui șir se afla ofițerul, nemișcat și cu spada trasă din teacă. Regele trecu pragul și întreaga mulțime se ridică în vârful picioarelor ca să-l mai vadă odată înainte de a se îndepărta. 10 mușchetari, dând lumea la o parte din anticamere și pe trepte, făceau loc de trecere. Ceilalți 10 încercuiau pe rege și pe domnul, care ținuseră să-l însoțească pe maestatea sa. Oamenii de serviciu veneau în urmă. Acest mic cortegiu îl escortă pe rege până la apartamentul ce îi fusese rezervat. Apartamentul era același pe care îl ocupase regele Henric al III-lea când asistase la adunarea statelor de la Blois. Domnul dădu câteva ordine scurte. Mușchetarii, în frunte cu ofițerul lor, porniră de-a lungul îngustului coridor ce făcea legătura între o aripă și alta castelului. Acest coridor începea mai întâi cu o mică anticameră pătrată și mereu întunecoasă chiar în zilele cu soare. Domnul îl opri pe Ludovic al XIV-lea. Treceți, sire, îi spuse el, chiar prin locul unde ducele de Guise a primit cea din tâi împunsătură de pumnal. Regele, foarte neștiuitor ale istoriei, auzise de această întâmplare, dar nu cunoștea nici locurile unde se petrecuse, nici alte amănunte. Ah, făcu el tresărind. Și se opri. Toată lumea înaintea și în urma lui se opriră. Ducele sire, continuă Gaston, se afla cam în locul unde sunt eu acum. Mergea în direcția în care merge maestatea voastră. Domnul de Loigny se afla în colțul unde se găsește în acest moment locotenentul de mușchetari. Domnul de Saint-Remy și oamenii de serviciu ai măsteții sale erau în spatele și în jurul lui. Aici a fost lovit. Regele privi către ofițerul său și se păru cu un nor subțire umbrea chipul marțial cutezător al acestuia. Da, pe la spate, murmură locotenentul cu un gest de suprem dispreț. Și încercă să-și urmeze drumul ca și cum nu s-ar fi simțit în apele lui între aceste ziduri unde se lășluise cândva trădarea. Dar regele, care părea dornic să afle și alte amănunte, ar fi vrut parcă să-și mai arunce o clipă privire asupra acestui colț funebru. Gaston înțelese dorința nepotului său. Iată, sire, zise el, luând o făclie din mâna domnului de Saint-Remy. Iată aici este locul unde a căzut. Se afla aici un pat, a cărui draperie a rupt-o încercând să se țină de ea. Dar pentru ce podeaua apare crestată în acest loc? Întrebă Ludovic. Fiindcă chiar în acest loc a curs sângele, răspunse Gaston. Iar sângele pătrunsese în scândura de stejar, numai răzuind-o adânc a putut fi ștearsă orice urmă. Dar chiar și așa, adăugă Gaston apropiindu-și făclia de locul cu pricina, chiar și așa pata aceea roșcată s-a păstrat încă în pofida tuturor încercărilor ce s-au făcut pentru a fi înlăturată. Ludovic al XIV-lea își încreți fruntea. Poate că se gândea la pata de sânge care îi fusese arătat într-o zi la Louvre și care, întocmai ca și aceea de la Blois, se datora tatălui său, regele, ce vărsase sângele lui Concini. Să mergem, zise el. Toată lumea se puse din nou în mișcare, întrucât tulburarea făcuse de bună seamă ca glasul tânărului prinț să sune ca o comandă, deși, în ceea ce îl priveam, acest lucru nu-i stătea deloc în fire. Când ajunseră la apartamentul rezervat regelui, care avea legături nu numai cu îngustul coridor prin care trecuseră, ci și cu o scară largă ce dădea în curte, Gaston zise: Maestatea voastră se îngăduie a primi acest apartament fără îndoială mai prejos de cinstea ce îi se acordă. Unchiule, răspunse prințul,
Îți mulțumesc mult pentru bunăvoința și bunătatea dumitale. Bunătate de gazdă. Gaston făcu o plecăciune în fața nepotului, care îl îmbrățișă, apoi ieși. Dintre cei 20 de mușchetari care îl însoțiră pe rege, 10 îl urmară pe domnul, înapoi, până în sala de primire, care nu se golise deloc, cu toate că maestatea se plecase. Ceilalți 10 fură înșirați să facă de pază de către ofițer, care în 5 minute cercetă el însuși cu deamănântul toate împrejurimile, furișându-și în fiecare colțișor acea privire sigură și rece, care nu se datorește totdeauna obișnuinței, dat fiind că o asemenea privire constituie adesea o însușire genială. Apoi, după ce își așeză toți oamenii la locul lor, își alese pentru cartierul lui general anticamera, unde găsi un jilț adânc, o lampă cu feștilă, vin, apă și pâine. Mări flacăra lămpii, sorbi o jumătate de cană cu vin, își subse buzele cu un zâmbet plin de înțeles, se tolăni în jilțul lui adânc și luă toate măsurile ca să poată dormi în liniște. Acest ofițer care dormea sau se pregătea să adoarmă, avea pe umerii lui, cu toate că voia să pară nepăsător, o mare răspundere. Locotenent al mușchetarilor regelui, el comanda întreaga companie care venise de la Paris și această companie era formată din 120 de oameni. Dar în afară de cei 20 de care am vorbit, ceilalți 100 erau însărcinați să facă de gardă pe lângă regina mamă și mai ales pe lângă domnul cardinal. Domnul Giulio Mazarini căuta să reducă cheltuielile de călătorie, nelându-și paznicii săi. Ca atare, el se folosea de aceea ai regelui și încă din plin, căci își oprise 50 numai pentru dânsul, amănunt ce ar fi putut să pară neobișnuit oricărui om care nu cunoaște regulile de la această curte. Ceea ce i s-ar fi părut de asemenea, dacă nu neobișnuit, dar cel puțin nemaipomenit unui astfel de străin, era faptul că partea castelului rezervată domnului cardinal strălucea de lumini, de viață și de mișcare. Mușchetarii făceau de strajă în fața fiecărei uși și nu lăsau pe nimeni să intre în afară de curieri care, chiar și în călătorie, îl urmau pe cardinal pentru a-l ține în legătură cu treburile politice. 20 de oameni erau de serviciu pe lângă regină, iar 30 se odihneau pentru a-l înlocui pe tovarășii lor de-a doua zi. În partea unde era găzduit regele, din potrivă, domnea liniștea, întunericul și singurătatea. Odată ușile închise, nu se mai simțea acolo niciun semn de regalitate. Toți oamenii de serviciu se retrăseseră unul câte unul. Domnul prinț trimisese să întrebe de maestatea sa dacă îi mai putea fi de folos cu ceva și la simplul nu al locotenentului de mușchetari, desprins cu asemenea întrebări și care avea întotdeauna răspunsul pregătit, totul începu să se confunde în somn, întocmai ca în casa unui burghez oarecare. Și totuși în aripa locuită de tânărul rege se putea auzi încă destul de bine muzicile serbării și se vedeau ferestrele luminate din belșug ale sălii cele mari. În 10 minute după retragerea în apartamentul său, Ludovic al XIV-lea putu recunoaște după un anumit freamăt, mult mai pronunțat decât acela de la plecarea sa, plecarea cardinalului, care la rândul lui se ducea spre patul său condus de o mare suită de gentilom și doamne. De-al minter, pentru a urmări toată vâlva asta, regele nu a avut decât să se uite pe fereastră, ale căror obloane nu fuseseră încă închise. Eminența sa străbătu curtea, însoțit de domnul în persoană, care ilumina calea cu o făclie în mână. După ei venea regina mamă, pe care doamna o ținea familiar de braț. Amândouă mergeau încet și șujotind ca două vechi prietene. În urma acestor două perechi defilau ceilalți curteni, marile doamne, pași, ofițeri. Lumina făcliilor se răsfrângea de-a lungul zidurilor ca niște făclii jucăușe de incendiu. Apoi zgomotul pașilor și al glasurilor se pierdu pe scări ce duceau la caturile de sus. În momentele acelea, nimeni nu se mai gândea la rege care stătea sprijinit în coate la fereastra sa, de unde urmărise cu tristețe toată această risipă de lumină și ascultase cum se îndepărtau încet zgomotele de jos.
Nimeni în afară de necunoscutul de la hanul Medicis, pe care l-am văzut pornind pe stradă înfășurat în mantia lui neagră. Urcase panta de-a dreptul la castel și iscodise cu înfățișarea lui posomorâtă, prin împrejurimile palatului, înconjurat încă de mulțime, apoi văzând că nimeni nu păzea nici poartea cea mare, nici porticul, întrucât soldații domnului fraternizau cu soldații regelui, adică dădeau de dușcă cupe cu vin de Burgonia, pe care l-aveau la discreție, sau mai bine zis la indiscreție. Necunoscutul se furișă printre oameni, intră în curte și se îndreptă spre ușa unde se afla scara ce urca la cardinal. Ceea ce îl determinase să pornească într-acolo era, după toate probabilitățile, lumina făcliilor și forfota pajilor și a oamenilor de serviciu. Dar fu oprit scurt printr-o rotire a mușchetei, însoțit de strigătul sentinelei. Încotro, prietene? Îl întrebă straja. La rege! Răspunse netulburat și cu semeție necunoscutul. Soldatul chemă pe unul din ofițerii eminenței sale, iar acesta, cu tonul unui aprod care îndrumează un cetățean pe culoarele unei instituții, lăsă să-i cadă aceste cuvinte. Pe scara cealaltă din față. Și fără să se mai sinchisească de necunoscut, ofițerul relo convorbirea întreruptă. Necunoscutul la rândul lui, fără să mai întrebe nimic, se îndreptă spre scara arătată. În partea aceasta niciun zgomot, nicio lumină, nimic decât întunericul prin care se zărea o sentinelă mișcându-se încet ca umbră. În tăcerea de acolo putea să audă bine pașii soldatului însoțiți de zornăitul pietonilor pe lespezile de marmură. Această strajă era unul din cei 20 de mușchetari însărcinați cu paza regelui și care își făcea datoria cu neclintirea unui statui. Cine acolo? Întrebă paznicul. Prieten, răspunse necunoscutul. Ce vrei? Să vorbesc cu regele. O, iubite domn, așa ceva nu se poate. Și de ce mă rog? Fiindcă regele doarme. S-a și culcat? Da. N-are a face, trebuie să-i vorbesc neapărat. Iar eu îți spun că nu e cu putință. Totuși. Ăsta e consemnul. N-am să-ți dau socoteală, dumitale, afară. Și straja își însoți de asta dată vorbele cu o mișcare amenințătoare. Dar necunoscutul nu se urni din loc și, ca și cum picioarele lui ar fi prins rădăcini, zise: Domnule mușchetar, ești gentilom, nu? Am această cinste. Ei bine, și eu sunt. Și între gentilom trebuie să existe o anumită considerație reciprocă. Straja, coborând moscheta, învins de demnitatea cu care fusese rostite aceste cuvinte. Bine, vorbește, domnul meu. Și dacă îmi vei cere ceva care îmi stă în putință... Mulțumesc. Dumneata aici un ofițer, nu-i așa? Da, domnule, locotenentul nostru. Ei bine, vreau să vorbesc cu locotenentul. Ah, asta e altceva. Urcă, domnule. Necunoscutul salută straja cu multă demnitate și porni pe scară, în timp ce strigătul locotenent o vizită, transmis din sentinelă în sentinelă, alerga înaintea lui menit să tulbure primul somn al ofițerului. Trăgându-și cizmele, frecându-se la ochi și încheiindu-și tunica, ofițerul făcu 3 pași spre necunoscut. Cu ce vă putem fi de folos, domnule? Întrebă el. Dumneata ești ofițerul de gardă, locotenentul de mușchetari? Am această cinste, răspunse ofițerul. Domnule, este absolut necesar să-i vorbesc regelui. Locotenentul îl privi cu luarea minte pe necunoscut și cu această privire, oricât de fugar ar fi fost ea, văzut tot ceea ce vroia să vadă, adică o mare distinție sub o îmbrăcăminte de rând. Nu vreau să cred că ești un nebun, răspunse el. Totuși îmi pare un om care ar trebui să știe, domnule, că nu se intră așa ușor la un rege fără consimțământul lui. Își va da consimțământul, domnule. Dă-mi voie să mă îndoiesc, domnule. Regele s-a retras acum un sfert de ceas și în clipa de față cred că a început să se dezbrace. De altfel, consemnul a fost dat. Când va afla cine sunt, răspunse necunoscutul, ridicând fruntea, va înlătura consemnul.
Ofițerul era din ce în ce mai surprins, din ce în ce mai șovăitor. Dacă aș consimți să vă anunț, pot măcar să știu pe cine trebuie să anunț, domnule. Pe maestatea sa Carol al II-lea, regele Angliei, Scoției și Irlandei. Ofițerul scăpă un strigăt de uimire. Se retrase un pas și pe fața lui palidă se putu citi una din cele mai puternice tulburări pe care un bărbat energic a încercat vreodată să-și o înnăbușe în adâncul inimii sale. Oh, da, sire, într-adevăr, ar fi trebuit să vă recunosc. Mi-ai văzut portretul undeva? Nu, sire. Sau poate m-ai văzut cândva la curte, înainte de a fi izgonit din Franța? O, nu, sire, nici asta. Atunci cum ai fi putut recunoaște dacă nu mi-ai văzut portretul și nu ai văzut nici pe mine niciodată? Sire, l-am văzut pe maestatea sa, regele, părintele vostru, într-o împrejurare cumplită. În ziua când... Da. O umbră întunecată se abătu pe fruntea prințului, apoi îndepărtând-o cu mâna răspunse. Acum te mai oprește vreo piedică spre a mă anunța? Sire, iertați-mă, răspunse ofițerul. Dar nu puteam bănui un rege într-o îmbrăcăminte atât de simplă și, totuși, după cum am avut onoarea, vă spun adineauri maiestății voastre. L-am văzut pe regele Carol I, dar o clipă să alerg să-l vestesc pe rege. Apoi, întorcându-se din drum, întrebă: maiestatea voastră dorește cumva să păstrez taine cu privire la această întrevedere? Nu o cer neapărat, dar dacă se poate păstra... Se poate, sire, deoarece eu sunt obligat să-l mai previn pe întâiul gentilom de serviciu. Pentru asta însă este nevoie ca maiestatea voastră să-l binevoiască am da spada. Da, ai dreptate. Uitasem că nimeni nu poate intra în armat la regele Franței. Maestatea voastră poate face excepție dacă dorește, dar atunci eu mă voi pune la adăpost de orice răspundere, vestind serviciul regelui. Iată spada mea, domnule. Ești bun acum să mă anunți maestății sale, îndată, sire. Și ofițerul se duse numai decât și bătu în ușa de lecătură pe care valetul de cameră i-o deschise. Maestatea sa, regele Angliei, zise ofițerul. Maestatea sa, regele Angliei, repetă valetul de cameră. La aceste cuvinte, un gentilom deschise larg ușa ce dădea la rege și Ludovic al XIV-lea putu fi văzut cu capul gol și fără spadă, cu tunica descheiată, înaintând sub povara unei mari surprinderi. Dumneata, frate, dumneata, Blois! Exclamă Ludovic al XIV-lea, făcând semn cu mâna către gentilom și către valetul de cameră să treacă într-o odaie învecinată. Sire, sire, răspunse Carol al II-lea, mă îndreptam spre Paris cu speranța de a vedea acolo pe maestatea ta. Când vâlva de aici mi-a dat de veste despre apropiata ta sosire în acest oraș, atunci mi-am prelungit popasul, având să-ți comunic ceva deosebit de important. Cabinetul acesta îți convine, frate? Minunat, sire, minunat! Întrucât cred că aici nu ne poate auzi nimeni. Am spus gentilomului și paznicului meu să plece. Ei sunt în camera alăturată. În partea cealaltă, dincolo de acest perete, e o încăpere în care nu stă nimeni. Iar în anticameră n-ai văzut decât un ofițer, nu-i așa? Da, sire. E bine, atunci vorbește, frate. Te ascult. Sire, încep prin a ruga pe maestatea ta să-și plece urechea la nenorocirile care s-au abătut asupra casei noastre. Regele Franței roșii, apoi își apropie fotoliul de acela al regelui Anglii. Sire, continuă Carol al II-lea, nu mai e nevoie să întreb pe maestatea ta dacă a aflat în amănunțime despre dureroasa mea proveste. Ludovic al XIV-lea roșii mai tare ca întâia oară, apoi, întinzând mâna peste aceea regelui Angliei, îi zise: frate, e rușinos să o spun, dar cardinalul vorbește rare ori despre politică în fața mea. Mai mult încă,
Altădată îl puneam pe Lapor, valetul meu de cameră, să-mi facă lecturi din cărțile de istorie, dar a cerut să curm aceste lecturi și mi l-a luat pe Lapor, astfel că îl rog pe fratele meu Carol să-mi povestească totul ca unui om care nu știe nimic. E bine, sire, povestind lucrurile de la începutul lor, voi avea mai mult noroc să ating și mai adânc inima maestății tale. Ai spune, frate, spune. Știi, sire, că fiind chemat în anul 1650 la Edinburgh, în timpul expediției lui Cromwell în Irlanda, am fost încoronat la Stone. Un an după aceea a rănit într-una din provinciile pe care le uzurpase Cromwell. El s-a întors la noi. Scopul meu era să-l întâlnesc, dorința mea era să părăsesc Scoția. Cu toate astea, îl întrerupse tânărul rege, Scoția e oarecum țara dumitale de baștină. E adevărat, sire, dar scoțienii erau pentru mine niște compatrioți prea cruzi. Sire, m-au silit să reneg credința părinților mei. Apoi l-a spânzurat pe lordul Montrose, slujitorul meu cel mai credincios, pentru motivul că nu era convenantar. Și când bietul martir, căruia i se îngăduise să-și exprime o ultimă dorință înainte de a muri, a cerut cu trupul lui să fie tăiat în toate bucățile câte orașe sunt în Scoția, pentru ca pretutindeni să se găsească o mărturie a credinței sale, eu nu mai puteam să ies dintr-un oraș sau să pătrund în altul fără să calc pe fâșii din acest trup care trăise, luptase și se jertfise pentru mine. Am trecut, deci, într-un marș cutezător printre rândurile armatei lui Cromwell și am intrat în Anglia. Protectorul porni pe urmele ciudatei fugi care avea drept țintă o coroană. Dacă aș fi putut să ajung la Londra înaintea lui, răsplata acestei goane ar fi fost fără îndoială de partea mea. Dar el m-a ajuns din urmă la Worcester. Puterea Angliei nu ne mai aparține nouă, ci lui, sire. La 3 septembrie 1651, ziua aniversării celelalte bătălii de la Dunbar, atât de nefericită pentru scoțieni, am fost înfrânt. 2000 de oameni au căzut în preajma mea afară să mă gândi o clipă să dau înapoi. În cele din urmă a trebuit să fug. Din momentul acela povestea mea a devenit un roman. Urmărit cu înverșunare, mi-am tăiat părul, m-am prefăcut în pădurar. O zi petrecută între ramurile unui stejar a dat acestui arbore numele de tufan regal pe care îl poartă încă. Peripețiile mele din comitatul Stafford, de unde am scăpat ducându-o pe spate pe cal pe fica gazdei mele, sunt povestite la toate șezătorile și vor face cândva subiectul unei balade. Într-o zi voi așterne toate astea pe hârtie, sire, ca să le afle toți frații mei regi. Voi spune acum, ajungând la domnul Norton, am întâlnit un capelan de la curte pe care privea un joc de popice și un bătrân slujitor, care îmi rosti numele cu lacrimi în ochi și care era gata să-și răpună viața cu devotamentul lui, așa cum altul ar fi făcut-o prin trădare. În sfârșit, voi spune prin câte spaime am trecut. Da, sire, spaime. Mai ales atunci când colonelul Windham, un intendent care se îngrijea de caii noștri, avea să ne anunțe că am fost mânați spre nord. Ciudat, murmură Ludovic al XIV-lea. Nu știam nimic despre toate astea. Nu fusesem înștiințat decât despre îmbarcarea dumitale la Brighamstead și debarcarea Normandia. Vai, Doamne, exclamă Carol al II-lea. Dacă îngădui ca regii să nu-și cunoască viețile între ei, atunci cum poți cere să se mai ajute unii pe alții? Dar spune-mi, frate, reluă Ludovic al XIV-lea, cum se face că după ce ai fost primit atât de aspru în Anglia, îți mai pui încă nădejde în această nenorocită țară și în poporul acela răsculat? O, sire, fiindcă după bătălia de la Worcester,
Multe s-au schimbat acolo. Cromwell a murit după ce a încheiat cu Franța un tratat pe care și-a pus semnătura deasupra numelui maestății tale. A murit în ziua de 3 septembrie 1658, alta aniversare a bătăliilor de la Worcester și Dunbar. Și-a lăsat urmași pe fiul său. Numai că unii oameni, sire, au o familie, dar nu și moștenitori. Moștenirea lui Oliver era o povară prea grea pentru Richard. Pentru Richard, care nu era nici republican, nici regalist, pentru Richard, care își lăsa paznicii să-și mănânce prânzul și pe general să guverneze Republica, Richard a abdicat de la protectorat în ziua de 22 aprilie 1659, acum mai bine de un an, sire. De atunci, Anglia nu mai e decât un local de joc, unde fiecare dă cu zarurile pentru a câștiga coroana tatălui meu. Jucătorii cei mai înverșunați sunt Lambert și Meung. Ei bine, sire, la rândul-mi vreau să mă amestec în această partidă în care e pusă la mezat hlamida mea regală. Sire, 1 milion pentru a cumpăra pe unul din acești jucători și am face din ei un aliat, sau 200 de gentilomi ai maestății tale spre izgoni din palatul meu de la Whitehall, așa cum Iisus i-a alungat pe zarafi din templu. Prin urmare, adăugă Ludovic al XIV-lea, ai venit să-mi ceri sprijinul, adică nu numai ceea ce regii își datorează între ei, dar ceea ce simpli creștini își datorează unii altora. Sprijinul tău, sire, fie în bani, fie în oameni. Sprijinul tău, sire. Și într-o lună, fie că îl voi ridica pe Lambert împotriva lui Monk sau pe Monk împotriva lui Lambert, voi redobândi moștenirea părintească fără să fi cerut o singură guinee țării mele, o singură picătură de sânge supușilor mei. Sprijinul tău, sire, și voi datora mai mult maestății tale decât tatălui meu. Sărman părinte, care a plătit atât de scump prăbușirea casei noastre. Vezi, sire, cât sunt de nenorocit, cât sunt de deznădăjduit, de vreme ce am ajuns să-mi învinovățesc până și părintele. Și sângele năvălin obrazul avida lui Carol al II-lea, care rămase o clipă cu fruntea în palme, ca orbit de propriul său sânge, ce părea că se răzvrătește la blestemul acesta filial. Tânărul rege nu era mai puțin nenorocit decât fratele său mai vârstnic. Se frământa în jilț și nu găsea niciun cuvânt ca să răspundă. În cele din urmă, Carol al II-lea, căruia cei 10 ani pe care îi avea mai mult, îi dădeau tăria de a stăpâni tulburările, rupse din nou tăcerea. Sire, aștept răspunsul tău, așa cum un osândit își așteaptă sentința. Trebuie oare să mor? Iubitul meu frate, răspunse prințul francez, îmi cer 1 milion de lei, nu? Dar eu n-am avut niciodată nici măcar un sfert din această sumă. Nu dispun de nimic. Sunt tot atât de puțin rege al Franței precum tu ești al Angliei. Nu sunt decât un nume, o cifră înveșmântată în catifea brodată cu flori de crin. Iată totul. Mă aflu pe un tron care se vede, iată singura deosebire față de maestatea ta. Dar n-am nimic. Nu pot nimic. Să fie adevărat, dragă frate. Am îndurat necazurile pe care nu le-au îndurat nici cei mai umili gentilomei mei. Dacă sărmanul Laport ar fi aici, ți-ar spune că am dormit în așternuturi rupte prin ale căror găuri îmi ieșeau picioarele afară. Ți-ar spune apoi că, mai târziu, când am cerut trăsura mea, mi s-a adus o caleașcă pe jumătate roasă de șoareci din hambare. Ți-ar mai spune că atunci când ceream să mi se pregătească masa, se duceau să întrebe la bucătăriile cardinalului dacă se găsește ceva de mâncare și pentru rege. Și uite, astăzi chiar
astăzi când am 22 de ani, astăzi când am ajuns la vârsta majoratului regal, astăzi când ar trebui să țin în mâinile mele cheia visteriei, conducerea politică, supremația păcii și a războiului, aruncă-ți ochii în jurul meu și vezi ce mi s-a lăsat. Privește câtă părăsire, cât dispreț, câtă tăcere, în timp ce acolo, uite, privește ce însuflețire, ce lumini, ce osanale. Acolo, vezi, acolo este adevăratul rege al Franței, iubite frate. La cardinal? La cardinal, da. Atunci sunt pierdut, sire. Ludovic al XIV-lea nu răspunse nimic. Pierdut, acesta este cuvântul, deoarece nu voi face niciodată apel la acela care l-ar fi lăsat să moară de foame și frig pe mama și pe sora mea, adică fiica și nepoata lui Henric al IV-lea, dacă domnul de Reț și parlamentul nu le-ar fi trimis pâine și lemne. Să moară? Murmură Ludovic al XIV-lea. Ei bine, continuă regele Angliei, sărmanul Carol al II-lea, nepotul lui Henric al IV-lea, ca și tine, sire, neavând nici măcar parlament și nici un cardinal de Reț, va muri de foame, așa cum erau să moară sora și mama lui. Ludovic își încruntă sprâncenele și strânse cu nervozitate dantelele de la mâneci. Această cerere, această încremenire sub care se ascundea o tulburare atât de vădită, îl uimiră pe regele Carol, care întinse brațul și luă mâna tânărului între a sa. Îți mulțumesc, iubite frate. Mă plângi și asta e tot ceea ce aș putea cere de la tine în starea în care te găsești. Sire, rosti deodată Ludovic al XIV-lea, înălțând capul, zici că ai nevoie de 1.000.000 sau de 200 de gentilomi? Sire, 1.000.000 mi-ar fi de ajuns. E puțin, oferit unui singur om e mult. Uneori convingerile s-au cumpărat cu sume și mai mici. Eu voi avea de-a face doar cu corupția. Și 200 de gentilomi, gândește-te, abia e ceva mai mult decât o companie. Sire, în familia noastră e o tradiție aceea că 4 oameni, 4 gentilomi francezi devotați tatălui meu au fost cât pe aici să-l saveze pe părintele meu, judecat de un parlament, păzit de o armată. Așadar, dacă ți-aș putea da 1.000.000 sau 200 de gentilomi, ai fi mulțumit și mai socoti un frate bun? Te voi socoti salvatorul meu. Și dacă mă voi urca din nou pe tronul tatălui meu, Anglia va fi cel puțin, atât timp cât voi domni eu, o soră a Franței, așa cum maestatea ta va fi fost un frate pentru mine. E bine, dragă frate, zise Ludovic, ceea ce tu șovăi să ceri, voi cere eu însumi. Ceea ce n-am vrut să fac niciodată pentru mine, o voi face pentru tine. Am să mă duc la regele Franței, la celălalt, la bogatul, la puternicul, și voi spune eu să-mi dea 1.000.000 sau 200 de gentilomi și vom vedea. Oh, exclamă Carol, ești cu adevărat un prieten nobil, sire, o inimă largă și bună. Mă salvezi de la pieire, frate, și dacă se va întâmpla vreodată să ai nevoie de viața pe care mi-ai dat-o acum, cere-mi-o. Tăcere, frate dragă, tăcere, zise încet de tot Ludovic. Ia seama să nu fim auziți. N-am ajuns încă la capăt. Ai cere bani lui Mazarin e mai mult decât a trece printr-o pădure vrăjită unde în fiecare copac se ascunde un diavol. E mai mult decât a porni să cucerești o lume. Totuși, sire, când ceri, am spus că n-am cerut niciodată nimic, răspunse Ludovic o mândrie care îl făcu să pălească pe regele Angliei. Și fiindcă aceasta, asemenea unui om rănit, dădea înțelege că vrea să bată în retragere, adăugă: iartă-mă, scumpul frate, dar eu nu am o mamă și o soră care trec prin nenorociri. Tronul meu e tare și gol, dar mă aflu pe el. Iartă-mă, frate,
nu mă mustra pentru această frază a unui egoist. De aceea o voi răscumpăra printr-un sacrificiu. Mă duc la cardinal. Așteaptă-mă, te rog. Mă întorc îndată. În timp ce regele se îndrepta cu pași zoriți spre aripa castelului ocupată de cardinal, însoțit numai de valetul său de cameră, ofițerul de mușchetari, respirând ca un om care a fost silit să-și oprească mult timp răsuflarea, ieșea din mica încăpere de care a fost vorba și pe care regele o credea goală. Această încăpere făcuse parte cândva din camera de dormit. Nu era despărțită de ea decât de un perete subțire. Asta însemna că despărțitura, făcută doar de ochii lumii, îngăduia urechii cele mai puțin indiscrete să audă tot ceea ce se petrece în camera cea mare. Nu putea fi deci îndoială că locotenentul de mușchetari auzise tot ce se vorbise în apartamentul maestății sale. La auzul ultimilor cuvinte ale tânărului rege, el ieși deci în grabă pentru a-și da salutul când trecu și a-l însoți din ochi până ce dispăru pe culoar. Apoi, după ce monarhul nu se mai văzu, clătină din cap într-un chip cum numai el o făcea și cu o voce căreia 40 de ani petrecuți departe de Gasconia nu-i putuse răschimba accentul gascon, zise: tristă slujbă, tristă pân. Și rostind aceste cuvinte, locotenentul se lăsă din nou în jilțul său, întinse picioarele și închise ochii, ca un om care doarme sau care stă îndelung pe gânduri. În timpul acestui scurt monolog urmat de scena de mai sus, pe când regele, străbătând lungile coridoare ale vechiului castel, se îndrepta spre domnul de Mazarin, o scenă cu totul deosebită se petrecea la cardinal. Mazarin se urcase în pat, puțin chinuit de gută, dar cum era un om ordonat și nu renunța la aceasta nici măcar în momentele de durere, căuta să facă din starea sa de veghe un tot atât de bun prilej de a-și continua lucrul. Ca atare, îi spusese lui Bernouin, valetul său de cameră, să-i aducă un mic pupitru de voiaj ca să poată scrie șezând în pat. Dar Guta nu este un vrăjmaș ce se lasă învins atât de ușor și cum la fiecare mișcare pe care o făcea din surdă, devenea ascuțită. Cardinalul întrebă pe Bernouin: Brienne nu e aici? Nu, monseniore, răspunse valetul de cameră. Domnul de Brienne, cu îngăduința voastră, s-a dus să se culce. Dar dacă eminența voastră o dorește, poate fi sculat și chemat să vină aici. Nu face să-l trezim. Ia să vedem totuși blestemate cifre. Și cardinalul se cufundă în gânduri, începând să numere pe degete. Of, cifrele, zise Bernouin. Dacă eminența voastră se apucă de socotel, îi prevăd pentru mâine cea mai strașnică migrenă. Și unde mai pui că domnul Guenon nici nu e aici? Vicontele de Bragelonne, partea 5. Ai dreptate, Bernouin. Ei bine, în cazul acesta, ai să-l înlocuiești pe Brienne, prietene. Într-adevăr, ar fi trebuit să-l iau cu mine pe domnul de Golbert. Acest tânăr lucrează bine, Bernard. Foarte bine. Un băiat de treabă. Eu nu știu cum este, zise valetul de cameră, dar mie unuia nu-mi prea place mutra acestui băiat de treabă. Bine, Bernouin. Nu e nevoie de părerea dumitale. Așează-te aici, ia pana și scrie. Sunt gata, monseniore. Ce trebuie să scriu? Aici. Fii atent, sub cele două rânduri scrise. Sunt gata. De la Lyon, cardinalul părea că șovăie. De la Lyon, repetă Bernard. 3.900.000 de livre. Gata, monseigneur. De la Bordeaux, 7 milioane. 7, repetă Bernard. Ei, da, 7, rosti cardinalul cu năduf. Apoi, reculegându-se, îți dai seama, Bernouin, adăugă el, că ăștia sunt bani ce vor fi cheltuiți? Da, monseigneur. Orică vor fi cheltuiți, orică vor fi încasați, asta nu mă privește, pentru că toate aceste milioane nu sunt ale mele. Aceste milioane sunt ale regelui. Fac socoteala banilor regelui. Dar să mergem mai departe. Unde eram? Dar tu mă întrerup mereu. 7 milioane de la Bordeaux. Așa, ai dreptate. De la Madrid, 4. Ți-am spus a cui sunt banii ăștia, Bernard?
fiindcă toată lumea face prostia să mă socotească milionar, iar eu resping asemenea prostie. De-al minter, un ministru n-are nimic al lui. Haide, scrie mai repede. Încasări generale 7 milioane. Proprietăți 9. Ai scris, Bernoar? Da, monseniore. Bursă 600 de mii de livre. Valori diverse 2 milioane. Ah, uitam, mobilierul diferitelor castele. Să fac semnul coroanei? Întrebă Bernoar. Nu, 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 nu e de prisos, se înțelege de la sine. Ai scris, Bernoar? Da, monseniore. Și cifrele? Sunt înșirate unele sub altele. Adună, Bernoar. 39 de milioane, 260 de mii de livre, monseniore. Oh, nu sunt nici măcar 40 de milioane. Bernoar mai făcu o dată adunarea. Nu, monseniore, mai lipsesc 740 de mii de livre. Mazarin ceru socoteala și o cercetă el însuși cu multă atenție. Oricum, zise Bernoar, 39 de milioane, 260 de mii de livre sunt o avere. Ah, Bernoar, iată ce aș vrea să fac pe rege să vadă. Păi, eminența voastră spunea că acești bani sunt ai maestății sale. Fără îndoială, însă ce folos? Aceste 39 de milioane sunt ca și cheltuite, dacă nu și mai mult. Bernoar zâmbi în felul său, adică asemenea cuiva care nu crede decât ceea ce vrea el să creadă, în timp ce pregătea băutura de noaptea cardinalului și așeza perna la cap. Vai, vai, murmură Mazarin după ce valetul de cameră ieși. Nu sunt nici 40 de milioane. Trebuie totuși să ating cifra de 45 de milioane la care m-am hotărât. Dar cine știe dacă voi avea timp? Îmbătrânesc, mă duc. Nu voi mai ajunge până acolo. Dar poate că voi găsi încă 2-3 milioane în buzunarele bunilor noștri prieteni spanioli. Oamenii ăștia au descoperit Peru. Și ce naiba, trebuie să le mai fi rămas ceva, nu? În vreme ce vorbea astfel, adunând cifrele lui și uitând de gută, care pentru cardinal era cea mai importantă dintre toate, Bernoar dădu buzna deodată în cameră cu un aer îngrozit. Ei bine, se miră cardinalul, ce s-a întâmplat? Regele, monseniore, regele! Cum regele? Făcu Mazarin, ascunzând repede hârtia cu socotelele. Regele aici, la ora asta? O-l credeam culcat de mult. Ce să se fi întâmplat oare? Ludovic al XIV-lea, care tocmai în acel moment intră în odaie, auzi cuvintele din urmă și văzu mișcarea buimaca cardinalului, care dădea să se ridice în capul oaselor. Nu e nimic, sau cel puțin nimic, care să te poată îngrijora, domnule cardinal. E o comunicare de mare însemnătate pe care trebuie să o fac chiar în astă seară eminenței voastre. Iată totul. Mazarin se gândi numai decât la atenția deosebită pe care regele o dăduse cuvintelor lui în legătură cu domnișoara de Mancini. Și își spuse că această comunicare nu putea să pornească decât de aici. Se însenină deci din nou la față și își luă aerul cel mai binevoitor cu putință, schimbându-și dintr-o dată înfățișarea spre marea bucurie a regelui. Apoi, după ce Ludovic se așeză, cardinalul zise: Sire, s-ar cuveni de bună seamă să ascult pe maestatea voastră în picioare, dar furia durerilor mele... Nu poate fi vorba de etichetă între noi, scumpe, domnule cardinal, îl întrerupse Ludovic cu multă afecțiune în glas. Eu sunt elevul domniei tale și nu regale. O știi prea bine, mai ales în astă seară când vin la domnia ta cu... ca un om care vrea să te roage ceva și încă chiar ca unul foarte umil și foarte doritor să fie bine primit. Mazarin, văzând roșeața din obrajii regelui, se întări în credința lui de la început, anume că sub toate aceste vorbe măgulitoare se ascundea o pornire de dragoste. De data asta însă, vicleanul politician, oricât era el de șiret, se înșela. Roșeața nu era pricinuită de nevinovatele îndemnuri ale unei pasiuni tinerești, ci numai de dureroasa constrângere la care era supus orgoliul regal. În calitatea sa de unchi, Mazarin căută să ușureze mărturisirea. Vorbiți, sire!
Și fiindcă maestatea voastră vrea să uite pentru o clipă că eu îi sunt supus și să mă consider îndrumătorul și preceptorul său, exprim încă o dată maestății voastre toate sentimentele mele de devotament și afecțiune. Mulțumesc, domnule cardinal, răspunse regele. Ceea ce vreau eu să cer eminenței voastre are de altfel puțină însemnătate pentru domnia ta. Cu atât mai rău, spuse cardinalul. Cu atât mai rău, sire. Aș vrea ca maestatea voastră să-mi ceară un lucru important și chiar un sacrificiu. Dar orice mi-aș cere, sunt gata să vă împac sufletul și să vă îndeplinesc dorința, scumpul meu sire. Ei bine, iată despre ce este vorba, zise regele, a cărui inimă zvâcnea așa de tare, încât bătăile ei nu se puteau asemui decât cu bătăile inimii cardinalului. Am primit vizita fratelui meu, regele Angliei. Mazarin sări ca ars în patul său, de parcă ar fi fost pus în contact cu o butelie de Leyda sau cu pila lui Volta. În timp ce surprinderea, sau mai bine zis dezamăgirea, îi lumină chipul cu asemenea lucire de mânire, încât Ludovic al XIV-lea, oricât de puțin diplomat ar fi fost, putu să vadă că ministrul nădăjduise să audă cu totul altceva din gura sa. Carol al II-lea? Strigă Mazarin cu o voce aspră și cu o disprețuitoare strâmbătură a buzelor. Ați primit vizita lui Carol al II-lea? A regelui Carol al II-lea, adăugă Ludovic, acordând pe un ton apăsat nepotului lui Henric al IV-lea titlul pe care Mazarin uita să îl dea. Da, domnule cardinal, acest nefericit prinț mi-a mișcat inima povestindu-mi nenorocirile sale. Trece printr-o mare încercare, domnule cardinal, și mi se pare de neîngăduit. Mie care am văzut cum alții se certau pentru tronul meu și care am fost nevoit în zilele de tulburări să-mi părăsesc capitala. Mie, în sfârșit, care cunosc nenorocirea, să las fără sprijin un frate gonit din drepturile lui și pus pe fugă. Roșii cu dispreț cardinalul. De ce nu are și el, ca maestatea voastră, sire, un Jules Mazarin în preajma sa? Coroana ar fi rămas neatinsă. Știu tot ceea ce casa mea datorează eminenței voastre, relor regele cu mândrie. Și crede-mă că în ce mă privește, n-am să uit niciodată acest lucru. Dar tocmai pentru că fratele meu, regele Angliei, nu are în preajma lui geniul puternic care pe mine m-a salvat, tocmai de aceea spun... Aș vrea să-i acord sprijinul aceluiași geniu și rog brațul domniei tale să se întindă asupra chipului și asupra capului său, fiindcă încredințat, fiind domnule cardinal, că mâna domniei tale, numai atingându-l, va ști să pună din nou pe fruntea lui coroana căzută la picioarele șafodului tatălui său. Sire, replică Mazarin, vă mulțumesc pentru buna părere ce aveți despre mine. Dar noi nu putem face nimic acolo. E o țară de nebuni care se leapădă de Dumnezeu și taie capetele regilor lor. Sunt primejdioși, sire, și ți-e și silă să te uiți la ei, de când s-au tăvălit în sânge regesc și în cloaca conventară. O astfel de politică nu mi-a plăcut niciodată și mă feresc de ea. Atunci ne poți ajuta să o înlocuim cu alta. Care? Cea lui Carol al II-lea, bună oară, resta un rândul. Eh, doamne, doamne, exclamă Mazarin, nu cumva sărmanul rege se mângâie cu această himeră? Ba da, răspunse Ludovic numai decât. Îngrozit de greutățile pe care ochiul atât de priceput al ministrului său părea să le întrezărește în acest plan. Nu ne cere pentru asta decât 1.000.000. Atâta tot? O, un biet milion, nu-i așa? Făcu în bătaie de joc cardinalul, îngroșând accentul său italian. Un biet milion, dacă te lasă inima scumpe, frate, familie de cerșetor, ah, ce vrei! Cardinale, rosti Ludovic al XIV-lea, înălțând fruntea, această familie de cerșetori e o ramură a familiei mele. Sunteți atât de bogat ca să dați milioane altora, sire? Aveți milioane de dat? Oh, replică Ludovic al XIV-lea, cu o nespusă durere pe care se străduia totuși din răsputeri să nu și-o trădeze pe chip. Oh, da, domnule cardinal, știu că sunt sărat,
dar la nevoie coroana Franței prețuiește cât un milion. Și pentru a săvârși o faptă bună, îmi voi pune chezășie dacă trebuie coroana. Voi găsi eu câțiva bancheri care să-mi împrumute un milion. Așadar, sire, spuneți că aveți nevoie de un milion, întrebă Mazaren. Da, domnule, asta am spus. Vă înșelați mult, sire, întrucât aveți nevoie de o sumă mult mai mare. Berduin, veți vedea îndată, sire, de cât anume aveți nevoie în realitate. Berduin! Cum, cardinale, făcu regele, ai de gând să cer sfatul lui Lacheu în legătură cu treburile mele? Berduin! Strigă încă o dată cardinalul, prefăcându-se că nu observă jignirea tânărului prinț. Vino aici și spune-mi, te rog, cifra despre care vorbeam adineaori, prietene. Cardinale, n-ai auzit ce-am spus? Rosti din nou Ludovic, pălind de indignare. Sire, nu vă supărați. Eu fac socoteala avutului maestății voastre pe față. Toată lumea în Franța știe asta. Registrele mele sunt deschise. Ce te-am pus eu să faci adineaori, Berduin? Eminența voastră m-a pus să fac o adunare. Și ai făcut-o, nu-i așa? Da, monseniore. Pentru a vedea suma de care maestatea sa are nevoie în momentul de față, nu? Ți-am spus eu asta sau nu? Fii sincer, prietene. Eminența voastră mi-a spus-o. Ei bine, despre ce sumă era vorba? 45 de milioane, cred. Și la ce sumă ajunsesem adăugând la oaltă toate veniturile? 39 de milioane, 260 de mii de franci. Prea bine, Berduin. Asta e tot ce vroiam să știu. Acum lasă-ne, zise cardinalul, ațintindu-și privirea strălucitoare asupra tânărului rege încremenit de uimire. Și totuși, îngână regele. Vă îndoiți în căsire, zise cardinalul. E bine, priviți atunci dovada celor ce v-am spus. Și Mazaren trase de sub pernă hârtia acoperită cu cifre și o arătă regelui. Acesta își întoarse privirea ca să n-o vadă, într-atât de mare îi era durerea. Așadar, întrucât maestatea voastră dorește un milion și cum acest milion nu e trecut aici, înseamnă că suma de care aveți nevoie se ridică la 46 de milioane, sire. Ei bine, nu cred că există bancher pe lume care să împrumute o asemenea sumă, chiar primind ca chezășie corana Franței. Regele, strângând pumnii sub dantelele de la mânici, împinse fotoliul la o parte. Bine, zise el, fratele meu, regele Angliei, va muri atunci de foame. Sire, răspunse pe același ton Mazaren, amintiți-vă de o vorbă pe care vă spun aici drept cel mai sănătos precept politic. Bucură-te că ești sărac când aproapele tău e și mai sărac. Ludovic stătu câteva momente pe gânduri, aruncând o privire nu lipsită de curiozitate spre hârtia vărâtă pe jumătate la loc sub pernă. Prin urmare, zise el, e cu neputință să fi se îndeplinească cererea aceasta de bani, domnule cardinal, nu? Absolut, sire. Gândește-te că asta îmi va crea un dușman mai târziu, dacă el se va urca pe tron din nou fără sprijinul meu. Dacă maestatea voastră nu se teme decât de asta, poate să fie liniștit, rosti cu voiciune cardinalul. Foarte bine, nu mai stărui, zise Ludovic al XIV-lea. V-am convins cel puțin, sire, întrebă cardinalul, punându-și palma pe mâna regelui. Întru totul. Cereți-mi orice altceva, sire, și voi fi fericit să vă ajut, după ce v-am refuzat acest lucru. Orice altceva? Mai bine da, căci nu sunt eu cu trup și suflet în slujba maestății voastre. Hei, Berduin, făclii și paznici pentru maestatea sa. Maestatea sa se reîntoarce în apartamentele sale. Nu încă, domnule, și fiindcă te arăți atât de binevoitor cu mine, voi căuta să trag foloase. Pentru maestatea voastră, sire, întrebă cardinalul, sperând că măcar de data asta va fi vorba de nepoata sa. Nu, domnule, nu pentru mine,
răspunse Ludovic, ci tot pentru fratele meu Carol. Chipul lui Mazarin se întunecă deodată și cardinalul borborosi câteva cuvinte pe care regele nu le putu auzi. În locul șovăielii ce-l stăpânea cu un sfert de ceas mai înainte, când pornise spre cardinal, acum în ochii tânărului rege se putea citi acea voință împotriva căreia poți lupta, pe care o poți chiar răpune prin propriei neputință, dar care va păstra, ca o rană adâncul inimii, măcar amintirea înfrângerii sale. De data asta, domnule cardinal, e vorba de un lucru mult mai ușor de găsit decât un milion. Credeți oare, sire, zise Mazarin privindu-l pe rege cu ochiul acela de om șiret, care știa să pătrundă până în străfundul inimilor. Da, așa cred. Și atunci când vei recunoaște obiectul cererii mele, și vă închipuiți că nu-l cunosc, sire, atunci știi ce mai rămâne să-ți mai spun? Ascultă-mă, sire, vă voi reproduce propriile cuvinte ale regelui Carol. Oh, să auzim! Ascultați, dacă acest zgârcit, dacă acest ticălos de italian, a spus el, domnule cardinal, acesta e înțelesul, dacă nu chiar și cuvintele, dar, Doamne, nu sunt supărat pe dânsul pentru atâta lucru, sire. Fiecare vede lumea prin prisma patimilor lui. Prin urmare, a zis, dacă acest ticălos de italian nu-ți dă milionul pe care îl cerem, dacă suntem siliți, din lipsă de bani, să renunțăm la diplomație, ei bine, atunci îi vom cere 500 de gentilom. Regele tresări, întrucât cardinalul nu se înșelase decât asupra numărului. Nu-i așa, sire, că asta a spus? Strigă ministrul cu un accent triumfător. Apoi a trecut la vorbe frumoase. M-a zis: am prieteni dincolo de strâmtoare. Acestor prieteni le lipsește doar un conducător și un steag. De-ndată ce mă vor vedea, de-ndată ce vor vedea steagul Franței, mă vor urma, căci vor înțelege că am sprijinul vostru. Culorile uniformelor franceze vor face în jurul meu cât milionul pe care domnul de Mazarin n-a vrut să mi-l dea, deoarece știa prea bine că nu-i voi da acest milion. Voi învinge cu acești 500 de gentilomi, sire, și întreaga glorie va fi a voastră. Așa a vorbit, sau aproape așa. Nu, sire? Înfășurându-și cuvintele în metafore strălucitoare, în imagini pompoase, căci toți din familia lor sunt buni de gură, tatăl său a vorbit până la eșafod. Sudoarea rușinii se scurgea pe fruntea lui Ludovic. Simțea că nu era de demnitatea lui să audă asemenea ocări la adresa fratelui său, dar încă nu știa cum să-și arate supărarea, mai ales față de cel înaintea căruia văzuse cum se pleacă totul, chiar și mama lui. Făcu în sfârșit o sforțare și zise: dar, domnule cardinal, nu e vorba de 500 de oameni, ci de 200. Vedeți, deci, că am ghicit ceea ce ne cerea el. N-am tăgăduit niciodată, domnule, că ai un ochi pătrunzător, și tocmai de aceea m-am gândit că nu vei refuza fratelui meu, Carol, un lucru atât de simplu și atât de ușor de îndeplinit, cum e cel pe care îl cer în numele lui, domnule cardinal, sau mai bine zis, în numele meu. Sire, zise Mazarin, sunt 30 de ani de când fac întruna politică. Am făcut-o mai întâi cu domnul cardinal de Richelieu, pe urmă singur. Poate că n-a fost întotdeauna prea cinstită această politică, trebuie să o recunosc, dar ea n-a fost niciodată nechipzuită. Oriceea ce îi se propune în momentul de față maestății voastre e și necinstită și nechipzuită. Necinstită, domnule? Sire, ați încheiat un tratat cu domnul Cromwell. Da, și în acest tratat domnul Cromwell și-a pus semnătura deasupra numelui meu. Pentru ce ați semnat atât de jos, sire? Domnul Cromwell a găsit un loc mai bun și l-a ocupat. Așa era obiceiul lui. Dar să mă reîntorc la domnul Cromwell. Ați încheiat un tratat cu el, adică cu Anglia, pentru că atunci când ați semnat acest tratat, domnul Cromwell era Anglia. Da, domnul Cromwell e mort.
Credeți asta, sire? Fără îndoială, fără nicio îndoială, deoarece fiul său, Richard, i-a urmat la guvernare și chiar a abdicat. E, da, chiar așa. Richard a rămas moștenitor după moartea lui Cromwell, iar Anglia după abdicarea lui Richard. Tratatul face și el parte din moștenire, fie că s-ar afla în mâinile lui Richard, fie într-ale Angliei. Tratatul a rămas, deci, același, mai valabil ca oricând. Pentru ce l-ați călca oare, sire? S-a schimbat oare ceva? Carol al II-lea vrea astăzi ceea ce noi n-am vrut acum 10 ani, dar asta era prevăzut. Maestatea voastră e aliatul Angliei, sire, nu al lui Carol al II-lea. E necinstit, fără îndoială, din punctul de vedere al familiei, de a semna un tratat cu un om care a pus să-i se taie capul cumnatului tatălui vostru, regele, și de a fi încheiat o alianță cu un parlament căruia acolo îi se spune coadă. E necinstit, recunosc, dar n-a fost o greșeală din punct de vedere politic, întrucât datorită acestui tratat am cruțat pe maestatea voastră, pe atunci minor încă, de neajunsurile unui război în afară pe care Fronda, vă mai aduceți aminte de Fronda, sire? Pe care Fronda l-ar fi complicat și mai mult. Așa că iată de ce vreau să explic maestății voastre că a schimbat drumul astăzi. Fără a înștiința pe aliații noștri, ar fi în aceeași timp și necinstit și nechipzuit. Am pornit un război după care am trage toate ponoasele. L-am pornit, mândri că l-am început, dar cu aerul că ne temem de el, deși noi înșine l-am pus la cale, deoarece o intervenție de 500 de oameni, mă rog, de 200, 50, chiar numai de 10 oameni, e totuși o intervenție. Un francez înseamnă națiunea, o uniformă înseamnă armata. Să presupunem, bună oară, sire, că ați fi în război cu Olanda, ceea ce mai curând sau mai târziu se va întâmpla neîndoios, sau cu Spania, lucru ce s-ar putea întâmpla dacă însurătoarea voastră nu se face. Mazarin se uita adânc în ochii regelui. Și sunt mii de motive care pot pune bețe în roate acestei căsătorii. Ei bine, ați înconvința oare atunci ca Anglia să trimită în Provinciile Unite sau în sprijinul infantei un regiment, o companie, o escadră, chiar în gentilom englez? Și ați mai găsit în acest caz că s-a ținut în mod cinstit de litera tratatului ei de alianță? Ludovic asculta. I se părea ciudat că Mazarin făcea paradă de bună credință, tocmai el, autorul atâtor și retlicuri politice cărora toată lumea le spunea mazarinade. Oricum, zise regele, fără prea multă convingere, eu nu-i voi împiedica pe gentilomii statului să treacă în Anglia, dacă acesta este dorința lor. Va trebui să-i constrângeți să se întoarcă, sire, sau cel puțin să protestați împotriva prezenței lor ca dușmani într-o țară aliată. Atunci să vedem, domnule cardinal, dumneata, un geniu atât de pătrunzător. N-ai putea găsi sau n-am putea găsi împreună un mijloc de a-l ajuta pe acest biet rege năpăstuit, fără ca noi să ne pătăm un pic? Iată, tocmai ceea ce nu vreau eu, scumpul meu sire. Anglia se va călăuzi după dorințele mele și va juca așa cum îi cânt eu. Voi îndruma de aici politica Angliei pe care nu o voi îndruma în alt scop. Cârmuită așa cum este cârmuită, Anglia e pentru Europa un veșnic cuib de zâzani. Olanda l-o crotește pe Carol al II-lea. Să lăsăm Olanda să facă acest lucru. Cele două țări se vor învrăjbi, se vor bate. Sunt singurele două puteri maritime. Să le lăsăm să-și distrugă una altia flotele, iar noi o vom construi pe a noastră din sfărâmăturile vaselor lor, mai ales când vom avea destui bani ca să cumpărăm cuie. Oh, cât de lipsit de fantezie și cât de josnic este acest cuvânt, ceea ce spui, dumneata, domnule cardinal. Da? Dar cât de adevărat, sire, mărturisiți-o. Mai mult încă,
Admit un moment că maestatea voastră ar avea putința să-și calce cuvântul și să nesocotească tratatul. Așa ceva se întâmplă adesea, ca un cuvânt să fie călcat și un tratat nesocotit, dar numai atunci când cineva are un mare interes să facă aceasta, sau numai atunci când se vede stingherit de contractul încheiat. Ei bine, să zicem că veți încuvința sprijinul care vi se cere. Franța, drepturile ei, ceea ce tot una, va trece strâmtoarea și se va bate. Dar Franța va fi învinsă. Cum asta? Pentru că pe legea mea frumoasă garanție, un general de baci ca maestatea sa Carol al II-lea și Worcester. Dar nu va mai avea ce face cu curămiul, domnule cardinal. Da, însă va avea ce face cu Mung, care e primejdios în alt chip. Acest iscusit neguțător de bere de care ați pomenit era un iluminat. Avea clipe de exaltare, de împăunare, de umflare, în timpul cărora se spărgea ca un butoi prea plin. Și atunci, prin acele spărturi, se prelingeau câteva picături din gândirea sa, iar după aceste câteva picături, putea fi recunoscută întreaga lui gândire. În felul acesta, Cromwell ne-a lăsat de mai mult de 10 ori să pătrundem în sufletul său, despre care se credea că e ferecat de 3 platoșe de aramă, cum zice Horațiu. Pe când Mânc, ah, sire, să vă ferească Dumnezeu să faceți politică vreodată cu domnul Mânc. Numai lui datorez perii albi ce mi-au ieșit de un an de zile încoace. Mânc nu e un iluminat. E din nefericire un om politic. El nu se sparge, ci se strânge. De 10 ani și-a îndreptat ochii către o țintă, dar nimeni n-a putut încă să ghicească în ce constă ea. În fiecare dimineață face așa cum îl sfătuia Ludovic al XI-lea. Își arde boneta ținută pe cap în timpul nopții. Astfel, în ziua când planul lui copt în ascuns și cu răbdare va răbufni cu toți sorții de izbândă ce însoțesc îndeopște neprevăzutul. Acesta este Mung, sire, despre care n-ați auzit poate niciodată vorbindu-se, al cărui nume poate că nici nu-l cunoașteți înainte de a fi fost rostit în fața voastră de fratele vostru, Carol al II-lea, care știe cine este el. Adică o împletire de adâncime și îndărătnicie, singurele două însușiri înaintea cărora înțelepciunea și înflăcărarea n-au nicio putere. Sire, am avut și eu înflăcărare pe când eram tânăr, iar înțelept am fost întotdeauna. Poate chiar să mă laud cu asta, fiindcă e ceea ce nu mi se iartă. Mi-am croit un drum frumos în viață cu aceste două însușiri, deoarece unui fiu, unui biet pescar din piscina, am devenit primul ministru al regelui Franței. Și în această calitate, maestatea voastră binevoiește să o recunoască, am adus unele servicii tronului maestății voastre. Ei bine, sire, dacă în drumul meu l-aș fi întâlnit pe Mung, în locul domnului de Beaufort, al domnului de Retz sau al domnului de Condé, e bine, sire, am fi fost pierduți. Feriți-vă de a întreprinde ceva cu ușurință, sire, căci astfel veți cădea în ghearele acestui soldat politic. Casca lui Mung, sire, este o ladă de fier în fundul căruia sunt lăcătuite gândurile lui și a căror cheie n-o are nimeni. De aceea, în preajma lui, sau mai bine zis, în fața lui, îmi înclin capul, sire, eu care nu port pe creștet decât o tichie de cărifea. Și ce crezi că urmărește acest meu? Ah, dacă aș ști, sire, nu v-aș mai spune să vă feriți de el, căci atunci aș fi mai tare ca el, dar cu unul ca dânsul mi-e teamă să ghicesc, să ghicesc. Înțelegeți cuvântul acesta? Căci în clipa când aș crede că am ghicit, m-aș opri la o idee și, fără să vreau, aș urma acea idee. De când acest om stăpânește acolo, eu mă simt ca unul din acei osândiți a lui Dante, cărora Satan le-a răsucit gâtul, astfel că merg înainte, dar se uită și înapoi.
Mă îndrept spre Madrid, dar nu scap din ochi Londra. Cu acest drac de om a spune că ai ghicit ce vrea, înseamnă a te înșela, iar a te înșela înseamnă a te pierde. Să mă ferească Dumnezeu de a încerca să ghicez vreodată ce râvnește el. Mă mărginesc și e destul atât să-i scodesc ce face. Și cred, înțelegeți oare însemnătatea cuvântului cred? Cred când e vorba de mânc, nu te leagă cu nimic. Cred că nu are altă dorință decât să-l urmeze lui Cromwell. Carol al doilea i-a și făcut propuneri prin 10 persoane, iar el s-a mulțumit să-i alunge pe cei 10 mijlocitori fără a le spune altceva decât plecați sau pun să vă spânzure. E un mormânt acest om. În momentul de față Mânc face declarații de credință Parlamentului coadă, dar aceste declarații de credință pe mine nu mă înșeală. Mânc nu vrea să fie asasinat. Un asasinat l-ar opri la mijlocul drumului și el vrea ca opera lui să fie înfăptuită. De aceea eu cred, dar să nu credeți ceea ce cred eu, sire, spun cred din obișnuință, eu cred că Mânc se poartă cu mănuși față de Parlament până în ziua când îl va zdrobi. Vi se cer spade, dar ca să lupte împotriva lui Mânc, ferească-ne sfântul să ne luptăm cu Mânc, sire, căci Mânc ne va înfrânge și înfrânt-ne Mânc, asta nu mi-aș certa-o toată viața. Mi-a spune că această biruință o pregătea Mânc de 10 ani, pentru Dumnezeu, sire, din prietenie pentru maestatea voastră, dacă nu din bunăvoință, Carol al doilea să stea liniștit. Maestatea voastră îi va face aici un mic venit, îi va da unul din castelele sale. Dar stai, eram să uit tratatul, acel faimos tratat despre care vorbeam adineaur. În virtutea lui, maestatea voastră nu are nici măcar dreptul să-i dea un castel. Dar cum asta? Da, maestatea sa și-a și luat obligația să nu dea găzduire regelui Carol și chiar să-l trimite în afara granițelor. Tocmai pentru asta l-am și trimis peste graniță, dar iată că el s-a reîntors iarăși aici. Sire, vreau să sper că îi veți da înțelege fratelui vostru că nu poate rămâne la noi, căci asta e cu neputință, că prezența lui ne dăunează. Sau eu însumi va trebui să... Destul, domnule, zise regele. Că-mi refunzi 1.000.000 e dreptul dumitale, milioanele ți aparțin. Că-mi refunzi 200 de gentilomi, ai de asemenea acest drept. Ești primul ministru și răspunzi în ochii Franței de soarta păcii și a războiului. Dar a pretinde să mă împiedici pe mine, regele, de a acorda ospitalitate nepotului lui Henric al IV-lea, vărul meu primar, martorul copilăriei mele, aici se oprește puterea dumitale. De aici începe voința mea. Sire, zise Mazarin, încântat de a fi scăpat atât de ușor și care de-al mintel nu se împotrivise cu atâta înverșunare decât ca să ajungă aici, sire, mă voi pleca întotdeauna în fața voinței regelui meu. Fie deci ca regele meu să-l țină lângă el sau într-unul din castelele sale pe regele Angliei. Asta însă s-o știe Mazarin, dar să n-o știe ministrul. Noapte bune, domnule, zise Ludovic al XIV-lea. Plec deznădăjduit, dar convins, și asta e tot ce-mi trebuie, sire, replică Mazarin. Regele nu mai răspunse nimic și se retrase îngândurat, convins nu de toate cele ce-i spusese Mazarin, ci de un lucru pe care, dimpotrivă, el se ferise să îl spună, anume că era nevoie să se ocupe în modul cel mai serios de treburile sale și de acele ale Europei, și le vedea grele și foarte încălcite. Ludovic îl regăsi pe regele Angliei stând în același loc unde lăsase. Când îl zări, prințul englez se ridică în picioare, dar la cea din tâi privire văzu descurajarea întipărită cu slove întunecate pe fruntea vărului său. Atunci, deschizând primul vorba, ca spre a-i da lui Ludovic putința să-i mărturisească mai ușor amarul răspuns pe care l-aducea, zise: oricare ar fi,
nu voi uita niciodată bunătatea și prietenia de care ai dat dovadă față de mine. Vai, murmură Ludovic al XIV-lea, o bună voință stearpă, frate. Carol al II-lea se făcu alb ca varul, își trecu mâna rece peste frunte și luptă câteva clipe cu un fel de amețeală ce-l clătină tot. Înțeleg, zise în cele din urmă. Nici o speranță. Ludovic îl apucă de mână. Așteaptă, frate, rostie. Să nu ne grăbim. Lucrurile se pot schimba. Numai hotărârile pripite strică totul. Adaugă, te rog. Încă un an de încercări la aceea pe care i-ai îndurat până acum. Nu văd nici calea, nici prilejuri spre a te putea îndemna acum mai mult ca altă dată. Să acționezi. Hai, rămâi cu mine, frate. Îți voi da una din reședințele mele, una în care vei voi și în care îți va face plăcere să stai. Vom urmări amândoi evenimentele îndeaproape și vom pregăti împreună totul. Haide, curaj, frate! Carol al II-lea își desprinse mâna dintre a regelui și, dându-se un pas înapoi ca să-l salute cu mai multă ceremonie, răspunse. Îți mulțumesc din tot sufletul, sire, dar am apelat fără rezultat la cel mai mare rege de pe pământ. Acum nu mai rămâne decât să cer o minune de la Dumnezeu. Și ieși fără să mai audă, cu fruntea sus, cu brațul tremurând, cu o dureroasă încruntare pe nobilul său chip și cu acea întunecime adâncă a privirii care, nemai găsind nicio nădejde în lumea oamenilor, pare a se duce să o ceară pe alte lumi necunoscute. Ofițerul de mușchetari, văzându-l trecând atât de palid, îi căzu aproape în genunchi vrând să-l salute. Luă apoi o faclă, chemă doi mușchetari și coborâ împreună cu nefericitul rege pe scara pustie, ținându-și în mâna stângă pălăria, a cărei pană se tăra pe trepte. Când ajunse la ușe, îl întrebă pe rege în care parte se îndreaptă pentru a trimite mușchetarii să-l însoțească. Domnule, răspunse Carol al II-lea cu jumătate de glas, dumneata care l-ai cunoscut pe tatăl meu, spune-mi, te-ai rugat cumva pentru el vreodată? Dacă ai făcut-o, nu mă uita nici pe mine în rugile dumitale. Acum mă duc singur și te rog să nu mă însoțești, nici să pui pe cineva să mă însoțească mai departe de aici. Ofițerul se înclină și făcu semn mușchetarilor să se întoarcă în interiorul palatului. El mai rămase încă o clipă sub bolta porții, spre a-l privi pe Carol al II-lea, cum se îndepărtează și se pierde în întunecimea de la cotitura străzii. Acestuia, ca și altă dată tatălui său, murmură el, Atos, dacă ar fi aici, i-ar spune pe bună dreptate. Salut, maestate înfrântă! Apoi urcând scara. Ah, păcătoasă slujbă mai fac acum, rostea el la fiecare treaptă. Ah, nevolnic stăpân, asemenea viață nu mai e de trăit și e timpul în sfârșit să plec de aici. Nu mai e generozitate, nu mai e putere, adăugă el. Dascălul a izbutit, învățăcelul a amorțit pentru totdeauna. Ah, la naiba! N-am să mai pot duce mult așa. Hei, voi de acolo! Strigă el apoi, intrând în anticameră. Ce-ați rămas cu ochii holbați la mine? Stingeți făcliile! Întorceți-vă la posturile voastre! A mă păzi pe mine? Da, da, vegheați asupra-mi. Nu-i așa, oameni buni? Brav, neghiobi! Dar eu nu sunt ducele de Guise. Plecați de aici! Că n-o să mă înjunghe nimeni pe coridorul ăsta strâmb. Te-al minteri? Continuă el în șoaptă. Asta ar însemna o hotărâre și nu mai a nimeni hotărâri de când domnul cardinal de Richelieu a trecut în lumea celor veșnici. Ei da, într-adevăr acela era un bărbat. Am zis de mâine încolo mi-arunc tunica în urzici. Apoi răzgândindu-se, dar nu încă, mai am de îndeplinit o faptă măreață și o voi îndeplini, dar asta, jur, va fi cea din urmă. Nu apucă să termine bine fraza când auzi un glas strigându-l din camera regelui. Domnule locotenent! Iată-mă, răspunse el. Regele vrea să-ți vorbească. Ia să vedem, îi spuse locotenentul. Te pomenești că e vorba tocmai de fapta la care mă gândeam eu. Și intră la rege.
În clipa când regele îl văzu pe ofițer lângă el, făcu semn valetului de cameră și gentilomului să iasă. Cine e de servici mâine, domnule? Întrebă apoi. Locotenentul își înclină capul cu o supunere ostășească și răspunse: Eu, sire. Cum? Tot dumneata? Eu. Totdeauna. Dar cum se face asta, domnule? Sire, mușchetarii în călătorie fac de pază la toate posturile casei maestății voastre, adică pe lângă domnia ta, pe lângă regina mamă și pe lângă domnul cardinal, care împrumută de la rege cea mai bună parte, sau mai degrabă cea mai numeroasă parte din garda regală. Dar înlocuitori? Nu sunt înlocuitori, sire, decât pentru 20 sau 30 de oameni care se odihnesc din cei 120. La Louvre e cu totul altceva. Și dacă aș fi fost la Louvre, m-aș fi odihnit acum, căci acolo mi-ar ține locul brigadierul meu. La drum însă, sire, nu știm niciodată ce se poate întâmpla și îmi place să-mi fac datoria singur. Așadar, dumneata, ești de gardă în fiecare zi? Și în fiecare noapte, sire.